am ieșit în prima săptămână de Bangkok, am ieșit cu o fată într-un club din Bangkok, într-un skybar. Și după 3 ore, fata respectivă mi-a spus că nu e fată. Eu nu mi-am dat seama că nu e fată, fata respectivă. Eram pe stradă și nu știu dacă știți, eu la Iubiri se cade vreun sezon am fost... Ai avut scaun cu rotile. Scaun cu rotile. Și a trecut o doamnă de etnie cu familie și mi-a zis așa. Deci citez. Mama Andrei, ce-ți mai merge picioarele? Eu când l-am văzut atunci, prima oară și singura în viața mea când am stat la masă cu el și am mâncat cu el. Deci am avut norocul să mănânc cu lenghe la masă, frate, acum. Pentru mine a fost un moment, eu atunci nu mi-am dat seama, că mi-au zis băieții, păi poliție. Nu, fii atent, ăștia trebuie să le zică cineva, că scrie poliție pe mașină și... Da. Trebuie să scrie poliție, să le zică cineva. Dar ce crezi tu că se va întâmpla cu Backpack Your Life în următorii ani? Cât crezi că vei mai călători? Bună seara, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de podcast Vind o poveste. Invitatul meu din seara asta, acum o săptămână, când eu mă uitam la dânsul, se afla undeva prin Africa, în Rwanda. Astăzi se află aici, în sufrageria mult cunoscută de la domenii. Așadar, cred că v-ați dat seama despre cine e vorba. Cel mai cunoscut travel vlogger din România, pionierul acestui format aici în spațiu Carpatul Danubiano-Pontic, Cătălin Stănciulescu, și dacă nu v-ați prins după nume, Backpack Your Life cred că vă spune mult mai multe. Bună seara, Cătălin, și bine ai venit! Bună seara! E cu începutul ăsta pe care l-ai făcut, acum îți dai seama că presiunea e maximă. Ai făcut așa cum e, taradadam, știi, cu o grămadă de chestii. Dar de ce să fie presiune? E presiune pentru că eu oricum spun celor care se uită la noi acum că eu am și emoții. Este pentru prima oară în viața mea când particip la un podcast atât de bine organizat și atât de bine aranjat. Și chiar mă simt fericit și mă simt super bine că am șansa să vorbesc despre... Despre ce vorbim? Despre mine, eventual, despre viața despre mea. Despre tine, da? Doar nu vorbim despre mine. Da, chiar vreau să mulțumesc foarte, foarte, foarte real pentru faptul că m-ai invitat și mă simt... Eu îți mulțumesc și știi că e o onoare pentru mine faptul că ești aici. La mulți ani, bine ai venit. Asta odată. A doua oară vreau să-ți spun că... De fapt, o să spun pe parcurs. Tu, pentru mine, ai fost ca o poartă de intrare în niște lumi pe care nu le-am văzut niciodată, dar pe care am impresia că le-am vizitat deja prin ochii obiectivului camerei tale, în primul și în primul rând. În al doilea rând, cred că ești conștient de faptul că tu în România, deși ai fost plecat peste tot prin lume, ai fost extraordinar de impactant pentru foarte mulți. De exemplu, Vărul Măciucă e aici la filmare. E pentru prima dată când cineva îmi spune la o filmare, zic, bă, vreau să vin și eu la filmarea asta, că vreau să-l văd pe omul ăsta. Ceea ce mi se pare absolut extraordinar, o certificare a impactului pe care tu l-ai aici în România, mai mare decât cifrele pe care le arată YouTube-ul și algoritmii YouTube-ului. Și cred că ai foarte multe de povestit, adică nu cred, sunt convins că ai foarte multe de povestit, dar cred că poți să și inspiri oameni să se apuce de lucruri, în general, apropiate de ceea ce faci tu. Cum de ești în România, în primul și în primul rând? Pentru că de asta mi se pare că e un cadou faptul că tu ești aici. Repet, săptămâna trecută, uitându-mă la tine și văzând că erai în Rwanda, iar acum să fii aici, pentru mine e așa ceva, wow, e ca și cum aș fi fost eu în Rwanda, știi? Parcă am străbătut eu toată distanța aia absolut uriașă și mi se pare o chestie care îți și arată cât de mici suntem noi de fapt în lumea asta și cât de mică e și lumea în sine, în nemărginirea universului. Așa este, ai foarte mare dreptate și eu în momentul în care am început să călătoresc, asta a fost chestia de care mi-am dat seama cel mai mult, cât de mici suntem și chiar dacă distanțele par mari, cum ai spus și tu, acum o săptămână, 6 zile, 5 zile eram în Rwanda și acum sunt în România. De ce sunt în România? Sunt în România în primul rând pentru că mi-era dor de România. Mă simt extrem de fericit că am ajuns aici. Cred că în lumina ultimelor evenimente cu pandemia și tot, am venit în momentul cel mai bun în care... Uh-huh. Se poate face aproape orice. E la Rinascente acum, e da, renaștere exact, aici. Exact. Și este pentru prima oară, în aproape 6 ani de călătorit, în care chiar am simțit nevoia de a veni aici. Biletul de a veni aici a fost cumpărat cu aproximativ
cred că mai puțin de 43-44 de ore înainte de zbor, eu l-aș fi cumpărat în ziua respectivă, dar trebuia să țin cont de chestiile astea cu testul PCR și așa mai departe. M-am trezit într-o dimineață și am zis, băi, vreau să fiu acasă și aș fi făcut orice momentul acela pentru a fi acasă. Cât stai aici? Că de obicei stai foarte puțin. Adică știu că ai mai fost odată fix înainte de izbucnirea pandemiei, când ai fost și la Iași. Da. Ai mai fost atunci prin Vatra Dornei, ai fost printr-un periplu prin țară și Cluj și București și așa mai departe. Ai mai fost odată într-o vară, țin minte... 2019, 2019, da. În vara lui 2018 și vara lui 2017. Mamă! Eu te urmăresc, știi, de când aveai câteva sute de abonați din toamna lui 2016. Wow. Și de asta am și senzația asta foarte mișto, că e ca și cum parcă te cunosc. Am impresia că vorbesc cu un prieten în momentul de față, uitându-mă zile în șir, adică eu stând în apartamentul de pe Dinicu Golescu de la Gara de Nord, unde nu se aprindea, nu se făcea lumină din cauza ploșnițelor din abajur. Stăteam și mâncam, când îmi făceam mâncare, îmi făceam un orez de ăla la pungă, de la Mega Image, în care îmi puneam niște sos de soia și îmi imaginam că mănânc mâncărurile alea pe care le mâncai tu la street food în pata aia cu tot soiul de chestii. Wow. Și mă uitam la vlogurile tale. Ceea ce mi se pare wow, faptul că în momentul ăsta ești aici și ești atât de aproape, dar mi se pare cotidian, adică e ca și cum zic, bă, uite, mai veni și Cătălin pe la noi din nou. Bine, ai revenit, Cătălin, acasă. Cât stai pe aici? Vreau să stau, deci chiar am chef să fiu acasă. Știi ce se întâmplă? Se întâmplă, e un fenomen, nu vreau să-i spun acum burnout, fenomenul respectiv, este pur și simplu un fenomen de înstrăinare pe care îl simți pe măsură ce tu călătorești. Ce se întâmplă? Când tu călătorești, eu chiar cred în energie și cred în faptul că în momentul în care tu stai într-un loc, lași o parte din energia ta în acel loc. În momentul în care tu schimbi sute de cazări, sute de hoteluri, țări, culturi, interacționezi cu foarte mulți oameni, la un moment dat energia aia pe care tu o ai, Nu pot să spun acum că se termină, dar simți nevoia de o regenerare. Iar eu acum, că în momentul în care am aterizat pe Otopeni, a fost pentru prima oară în ultimii 6 ani de zile când am aterizat pe Otopeni, cu acest sentiment, băi, sunt unde trebuie să fiu. Și ca să răspund întrebării, nu știu exact cât stau, nu am venit cu gândul să plec, am venit cu gândul să stau, am venit cu gândul să cunosc oamenii, am venit cu gândul să încerc să am o viață mai mult sau mai puțin socială. Viața mea socială din ultimii 6 ani de zile a fost zero. Prietenii pe care îi aveam înainte, în momentul de față, există doar ca niște nume în WhatsApp, din păcate, pentru că am fost plecat și pentru că s-au rupt acele relații. Sunt oameni cu care împărtășesc chestii foarte mișto din trecut, doar că, evident, anii te separă și în momentul în care te vezi cu persoana respective, trăiești cumva momentele din trecut, dar îți dai seama că poate e foarte greu să construiești ceva pentru viitor și pasiunile pe care le ai în momentul respectiv, în prezent, nu mai sunt la fel ca cele pe care le aveai atunci. Și simt nevoia să fiu acasă, să fac chestii normale, să mă întâlnesc cu oameni care vorbesc aceeași limbă, să pot să schimb păreri, să pot să împart idei, să împărtășesc idei. Ăsta este scopul pentru care sunt aici acum. Dar crezi că ai să poți să stai mult timp departe de rucsac? Asta este altă problemă. Deci asta este altă chestie, pentru că eu am venit cu gândul ăsta și ăsta este vibe-ul pe care l-am acum și energia pe care o am acum. Dar nu știu ce se va întâmpla în 2 luni de zile. Nu pot să spun treaba asta. Pentru că la mine ce se întâmplă? Asta este problema cea mai mare pe care o întâlnești în momentul în care călătorești. Tot timpul îți dorești sau te gândești cu jind la următoarea destinație. Este extrem de greu să te mai bucuri de ce se întâmplă acum, te bucuri de ceea ce îți imaginezi că se va întâmpla în viitor. Eu, de exemplu, când am aterizat în Tanzania, după primele 4-5-6 zile, mă gândeam oarecum o să fie în Kenya. Când am ajuns în Kenya și am văzut că e similar cu Tanzania, am zis, băi, abia aștept să ajung în Rwanda, știi? Doar aici, în România, în ultimul an de zile, simt că mă bucur de fiecare moment, că mă duc pe stradă, că intru în contact cu oameni care se uită la mine. Și asta eu nu trăiesc din validarea, nu am nevoie ca cineva să vină să-mi zică, bă, faci o chestie bună. Eu consider că ceea ce fac poate să fie considerat și bun, poate să fie considerat și rău. Sunt foarte mulți oameni care mă critică, sunt foarte mulți oameni care zic, băi, te apropii de 36 de ani și nu îndeplinești niciun criteriu caracteristic vârstei de 36 de ani. Nu ai copii, nu ai familie, nu-ți dorești să ai copii, nu-ți dorești să ai familie, nu-ți dorești stabilitate. Și de aceea eu ce fac pe YouTube sunt pur și simplu gândurile și lucrurile pe care eu le fac și lucrurile în care eu cred, necosmetizate,
și eu nu știu ce părere au oamenii în realitate despre mine. Uh-huh. Pentru că eu nu îi întâlnesc. Și când eu ajung în România, cei care se uită la noi, poate mulți dintre voi sau câțiva dintre voi m-au întâlnit pe stradă și m-au oprit pentru că mi se întâmplă chestia asta, stau câte 20 de minute, 30 de minute cu fiecare persoană pe care o întâlnesc. Niciodată, când sunt în țară, mai ales acum, n-am încheiat eu o discuție. Am răspuns, niciodată n-am zis, bă, trebuie să plec undeva. Tot timpul am stat, am vorbit cu oamenii pentru că am vrut să văd cum gândesc, am vrut să văd ce le place la mine. Îi întreb pe oamenii, da mă, ok, m-ai văzut, vezi, facem o poză. Eu chestia asta o urăsc cel mai mult, nu sunt Cristiano Ronaldo sau Michael Jackson ca să facem poze. Îmi place ca oamenii atunci când vin la mine să-mi spună ce nu le place la mine. Uh-huh. Să-mi zică, băi Cătălin, erai mai mișto în 2017. Și uite, de exemplu, te întreb pe tine, care văd că știi foarte bine. Ție nu ți s-a părut că de-a lungul evoluției canalului meu au fost niște puncte foarte nasoale și că s-a schimbat la un dat conținutul față de cum eram înainte? Da, dar eu am avut momente în care nu te-am urmărit în tot timpul ăsta, adică în aproape 5 ani de zile, când, okay, de fapt sunt 4 ani jumate, nu? 4 ani jumate, da. 4 ani, de când mamă, eu mă uit la tine din decembrie 2016, te-am descoperit în sărbătorile de iarnă, în, la sfârșitul anului 2016. Mă rog, te știam de la Iubiri Secrete, telenovela respectivă la care mă uitam pe ascuns, că părinții nu-mi dădeau voie, aveam examen de capacitate și n-aveam voie să mă uit la așa ceva, așa. Dar eu mă uitam pe ascuns, pentru că îmi plăcea Casa Familiei Marici, dar o să intrăm în subiectul ăla mult mai adânc la momentul, la momentul potrivit. Însă îmi amintesc faptul că au fost niște perioade și postele și enumăr. Da. Prima perioadă a fost Coreea de Sud cu Vlăduț în 2017, pe care nu mi-a plăcut. Adică wow, era... Wow, asta e super tare, pentru că în general oamenii sunt super îndrugostiți. De ce nu ți-a plăcut? Sunt pentru curios. Că nu era, pe, bă, nu era mulată pe stilul meu. În primul și în primul rând, mie mi s-a părut că de fiecare dată când ai avut parteneri de călătorie, cu excepția momentului în care au venit prietenii tăi de aici din sectorul 1, pe care o văd pe stradă, Cătălin cu cofetăria și Berti și ăștia. Mamă, deci când stați puțin, stați o secundă. Deci voi nu vă dați seama ce fior trăznește, cresc în mine, nici nu știu să mă exprim, când domnul ăsta vorbește de niște evenimente cu o acuratețe puțin creepy. Deci pur și simplu mi-au mindfuck când aud niște chestii pe care le spune și zice, păi cu Cătălin, cu Berti, cu nu știu ce oameni pe care, cu care am călătorit acum 4 ani. Martie 2017, da. Mamă, deci nici mama nu știe chestia. Vezi că memoria mea e foarte selectivă, adică reține doar ce vrea ea. Okay. Și involuntar, adică dacă îmi propun să rețin lucruri, nu rețin. Okay, adică da, doar dacă îmi plac și doar dacă informația respectivă pătrunde fără voia mea, fără acceptul meu, în subconștient, ea rămâne acolo pentru ani de zile. Adică am amintiri de la 2 ani. Asta e, adică rețin și multe lucruri absolut irelevante, dar am avut o perioadă, de exemplu, pe Cătălin, băiatul cu plete. Da, cu cofetăria, da? Cu cofetăria de aici, de pe, cum îi spune, de pe Mihalache. Noi trecem în fiecare seară pe lângă cofetăria aia. Îți dai seama, acum e ca și prietenul meu. E din viața mea, omul respectiv. Tot mi-am propus să intru acolo, dar mă țin departe de produsele lui. Și de-aia nu vreau să intru. Așa. Dar la un moment dat o să facem pasul ăsta. L-am văzut la un mega aici, la Podul Constanța, undeva anul trecut. La sfârșitul 2019 l-am văzut. Okay. Zis, bă, pe omul ăsta îl cunosc. De unde îl știu? Pac, Backpacker Life, 2017, nu știu ce, am făcut imediat legătura. Perioada aia în care ai călătorit cu ea a fost foarte mișto. În rest, de obicei, când ai parteneri de călătorie, focusul tău nu mai este atât de puternic asupra materialelor pe care le faci, pentru că tu nu mai interacționezi într-atât de mult cu camera, și anume cu oamenii care se uită la tine, ci trăiești foarte mult în prezent, ceea ce pentru tine, evident, e foarte bine. Pentru mine, ca și consumer, egoist vorbind, e nașpa. Adică dacă tu îți mai găsești vreo gagică, să moară familia mea, mă uit la vlogurile tale, nu mă mai uit. Asta este problema cea mai mare. Asta este practic dovada că ne purtăm crucea. De ce? Pentru că eu am început acest canal ca un solo traveler care se duce, face toate tâmpenile, le arată pe cameră și oamenii se identifică sau nu cu conținutul respectiv. Uh-huh. În momentul în care acea atenție care este 100% pe cameră este cumva împărțită cu persoanele care călătoresc cu mine, și eu am văzut treaba asta și se vede și pe statistici, se vede și în comentarii, sunt sute de oameni care în momentul în care eu rămân singur îmi spun gata, mă reabonez pentru că ai rămas singur și poți să mă uit la conținutul tău. Am oameni care îmi scriu, Cătălin, am văzut că ești singur, mă uit la tine, și când dau scroll up să mă uit, văd că omul respectiv mi-a zis
când iar călătoream, nu știu, cu Valentina, cu Vali, cu Vlăduț, nu contează, ziceau, bă, gata, eu nu mă uit la tine. Uh-huh. Deci asta este o treabă pe care, dar să știi că în principiu oamenii care se uită la mine de mult au trăiesc acest fenomen, știi? Că trebuie să fii obișnuit, știți? Noi, ca noi oamenii, suntem foarte, foarte egoiști în general și cu ceea ce consumăm. Mă uitam la un moment dat, era un comentariu la Mircea Bravo săptămâna asta, făcuse 1 milion de abonați pe YouTube și cineva întreba, da, un cadou de 1 milion de abonați pe când? Și Cristi Ilișoan, asociatul lui Mircea și cel care îl ajută la clipuri, creierul, celălalt creier al echipei Mircea Bravo, răspunde, zic, facem cinste în fiecare săptămână cu clipuri gratis. Oamenii nu înțeleg faptul că, bă, stai puțin, eu n-am nicio contribuție, eu nu plătesc nimic ca să mă uit la Cătălin Backpack Your Life. Nu pot să am eu pretenția să călătorească el cum vreau eu, ca să mă simt eu bine și să mi se pare mie că vizitez Thailanda sau să bocesc o lacrimă când face el timelapse-urile alea șmechere la final și pune și muzică mișto și așa mai departe. Poate omul ăla are nevoie. Stau și încerc să empatizez, să mă gândesc, bă, stai puțin, în celălalt capăt de lume a făcut pandemia, când mie mi-era frică aici, la mine acasă, în România, cu prieteni, familie, aproape toată lumea, mie mi-era frică de ce se va întâmpla în acel mare semn de întrebare fiind aici. Omul ăla era la capătul lumii, în Columbia, cu o columbiancă și atât, pe malul unui lac lângă un tăpșan undeva cu mijlocul nicăierului, ești nebun la cap, adică stai puțin, are nevoie să stea cu cineva, nu pot să am pretenția de la el să-mi fac mie ce vreau eu să văd. În schimb, uite, de exemplu, perioada respectivă cu Vlăduț, n-am avut nicio problemă cu Vlăduț. Nu Vlăduț era problema, ci pur și simplu nu mă regăseam eu în anime-urile și toate lucrurile alea pe care el le aprecia, nu erau pentru mine. În momentul în care erai cu băieții tăi din liceu și din adolescență, era foarte mișto faptul că eu, fiind proaspăt, nu eram chiar, eram la 20 de ani la momentul respectiv, deci tot un soi de adolescent, nu eram încă un adult. Corect. Îmi doream să trăiesc chestia asta la nivelul la care o trai tu cu prietenii mei și o trăiam doar la nivelul, na, că mă duceam în weekend la Iași, de aici, de la facultate, odată la câteva săptămâni și mă duceam și și petreceam cu băieții mei și asta pentru mine era o mare plăcere, știi? Și care e treaba? Eu sunt de acord cu ce ai spus tu, că practic tu ai vrut cumva să mă apereci, să zici, bă, până la urmă tu ești plecat, tu livrezi conținutul ăla gratis. Deci atunci lumea n-ar trebui să se plângă. Sunt pe de o parte de acord cu tine, dar pe de altă parte și eu gândesc ca tine. Și eu, și mie îmi place de mine când sunt singur. Și eu mă simt nașpa când sunt cu oameni. Și eu îmi dau seama că în momentul în care sunt singur și au camera aia în mână și mă duc și filmez, energia mea este 150%. Pentru că, și o să spun chestia asta aici, nu am spus la mine pe canal pentru că nu am vorbit de chestiile astea, deoarece încerc să țin anumite lucruri private acolo pe canal, dar aici n-am niciun fel de problemă. Ăsta a fost unul dintre motivele pentru care eu am decis să-mi termin relația pe care o aveam de 2 ani de zile, pentru că îmi dădeam seama că nu mai eram eu. Îmi dădeam seama că trebuia cumva să-mi împart atenția și în altă parte. Eu sunt o persoană care funcționează foarte, foarte bine când se focusează pe un singur domeniu. Este o zicală în engleză care spune Jack of all trades and master of none. Când te apuci și faci 1000 de chestii și nu reușești să faci niciuna foarte bine. Uh-huh. Eu sunt genul de persoană care eu sunt în stare clar să renunț la relațiile cu oamenii din jurul meu pentru a face ceea ce vreau să fac bine. Eu îmi doresc foarte mult să fac bine ceea ce fac și nu mă refer la cifre, pentru că de multe ori cifrele pe care le ai nu au niciun fel de legătură cu calitatea produsului respectiv. Exact, vlogurile cele mai mișto pentru mine sunt videourile care au cele mai puține vizualizări și care sunt cunoscute de fanii ăia care știu ca tine chestii despre care nici măcar nu mă aduc aminte, știi? Deci și eu înțeleg pe oameni și sunt de acord cu ei. Și eu știu când voi călători cu cineva, știu că oamenilor chestia asta nu le va plăcea și este cât se poate de normal, pentru că nici eu nu mă simt bine. Și în momentul acela simt că trebuie cumva să mă dedublez, să am grijă și de ăla sau de cu cine sunt, prieten, că e prietenă, că e iubită, că e soră, că nu contează și că nu mai sunt acolo 100%. Dacă eu începeam canalul acesta ca un groupie traveler sau ca un couples traveling, era uh-huh. altceva, pentru că așteptările erau alte. Tu te uiteai la mine, nu era Backpack Your Life, era, nu știu, alt nume, Backpack Your Wife sau nu știu ce dracu făceai pe acolo, știi? Era altceva. Da, eu da, da, cu o gagică, da. Cu un prieten, nu contează. Dar din moment ce eu am livrat conținut singur,
doar eu, cu greșelile mele, cu prostiile mele, cu nebuniile mele, omul în momentul în care vede că a mai apărut cineva lângă mine, omul zice, nu mă uit la asta. Uh-huh. Și asta îmi va fi cruce de acum înainte, pe care eu va trebui să port chestia asta tot timpul, pentru că celelalte canale de travel din România, că vorbim de Cristi Ștaloc, că vorbim de Hai Hui Indui, că vorbim de Sanchez Journey, că vorbim de oameni care au plecat împreună, oameni care aveau relații înainte de a călători. Călători în basket, care mi se par foarte călători tare. În am basket, fost coleg cu ei și mi se par oamenii senzaționali. Oameni care aveau relații de dinainte și care au luat decizia ca împreună să schimbe viețile pe care le trăiesc, astfel încât să zică, bă, hai să călătorim. Eu nu am putut să fac treaba asta pentru că eu am plecat singur și pentru că eu mi-am marketat canalul ăsta și în continuare canalul ăsta înseamnă 100% Cătălin Stănciulescu. Uh-huh. Și în momentul în care înseamnă 75% Cătălin Stănciulescu, 15% Valentina Sanchez, 10% Vlad nu știu ce, oamenii nu mai vor treaba aia. Și eu, și eu simt chestia asta, eu simt la nivelul de creativitate, la cum gândesc eu. Și dacă mai observ o chestie, în momentul în care sunt cu oameni, nu mai interacționez cu localnicii cum o fac atunci când sunt singur. Uh-huh. Pentru că mă duc pe stradă, merg cu Valentina și vorbesc cu ea. Nu mai opresc să vorbesc cu Gagica ce vinde căciuli sau ce naibii vinde ea acolo în Africa. Înțelegi? Și atunci eu îi înțeleg pe oameni. Vinde cineva căciul în Africa? Stai că... Băi, să știi... Merită o paranteză treaba. Băi, să știi că asta e cea mai dubioasă treabă din lume, în zone în care nu mi-aș fi imaginat vreodată că se vor vinde haine foarte groase. De exemplu, dacă te duci la un magazin ăsta ultra cunoscut pe care l-avem și noi în București, te duci, nu știu... Nu poți să dai nume, că eu n-am problemă cu asta. Da, de exemplu, nu știu, să zice că te duci la Zara, da? Uh-huh. Păi bă, în Zara din să zicem, din Columbia, da? În care e cald tot anul, găsești haine pe care eu nu le-aș pune pe mine decât dacă sunt, nu știu, 10 grade afară. Dar acolo, uh-huh, în țara respectivă nu sunt niciodată 10 grade, știi? Da, da, da. Și atunci ai altă raportare la temperatură. Corect. Presupun că oamenii cumpără de acolo pentru că, nu știu, cumpără, se duc, călătoresc în alte țări, nu știu exact cum e. Dar ideea este că eu sunt de acord 100% și înțeleg pe ăștia, care, pe oamenii care au venit și care au dat subscribe canalului meu și la un dat îmi spun, nu o mai regăsesc în conținutul tău. Pe lângă treaba asta, mai e o problemă pe care vreau să o spun. Cu toții, atunci când ne gândim la viețile noastre, vom privi cu nostalgie și cu melancolie la trecutul nostru. Ne vom gândi, bă, ce mișto era când aveam 20 de ani. Uh-huh. Asta este o chestie care se întâmplă și în online. Oamenii spun, bă, îmi plăcea de Cătălin mai mult acum 4 ani de zile. Corect, dar uite-te la aspectele vieții tale și o să vezi că multe lucruri pe care le trăiești acum, poate ți se păreau mai interesante acum 4 ani de zile. Ăsta este un fenomen. Și eu când mă uit la clipurile mele, eu când mă îmbăt și mă duc acasă, fete, deci mă duc acasă, beau whisky-urile mele cum iau stică de whisky și mă duc acasă. Băi, și când ajung acasă, eu ce fac? Eu mă uit la clipuri cu mine de multe ori când mă apucă nostalgia, dar niciodată nu mă uit la clipuri cu mine de acum sau de acum 5 luni. Mă uit la clipuri de acum 4 ani. Mamă, tare asta. Tot timpul. Intru și zic, vreau vibe-ul lui Cătălin din 2016, pentru că eu știu că uite, de exemplu, 2016, care pentru mine este în continuare un an de aur, este un an al independenței. Eu eram foarte independent emoțional. Eram dependent financiar, pentru că din YouTube nu făceam bani, aveam bani din chiriile mele, bani care nu mă ajutau foarte mult, dar mă țineau cumva la suprafață. Dar eram independent emoțional. Acum sunt dependent emoțional. Acum, chiar dacă nu mai am sau sunt pe finalul relației pe care, să zicem că am terminat-o, în continuare sunt agățat acolo emoțional. Și mi este dor de a nu fi agățat emoțional, știi? Și când zic, băi, hai să văd cum era Cătălin când era liber 100%, mă uit în spate. Și dacă cineva acum ar pune să aleg, bă, ce alege? Pe Cătălin de acum, care face 500.000 de abonați în câteva săptămâni și care are succes, face și bani, poate să călătorească, poate să-și permite chestia asta. Și Cătălin de atunci, care trăia într-un continuu struggle din ăsta de pe o zi pe alta, mă ajunge în spate. Fără discuție. Poate că era și altă vârstă atunci și cred că și asta conta foarte mult, dar uite, vreau să discutăm puțin despre cifre. Ce a însemnat Backpack Your Life până acum? Eu știu că tu ai început să călătorești undeva în toamna lui 2015, ai plecat în Peru, în America Latină, da. Aia a fost prima ta plecare, dar nu filmai sau filmai, dar nu postai pe vremea respectivă. Nu, mai am un canal pe care o să ți-l dau. Așa, dar știu. Ăla. Știu, pun, da, dacă da. E să-l pun descriere. Era în engleză sau ceva. Nu, era, nu? Deci ăla e un canal, e cel mai, ăla e cum să zic, top cringe 5 channels on YouTube worldwide. Era un canal în care eu mergeam cu un iPhone 5, pe un selfie stick din ăla super ieftin de 2 lei și filmam prin Peru niște aberații care nu aveau nicio legătură cu nimic. Înțelegi? Ăla a fost primul meu attempt la chestia asta pentru că am plecat să călătoresc singur,
nu știam unde să mă duc, eu m-am decis că voi călători în Peru cu 24 ore de, înainte de a pleca. La mine legea a fost foarte clară, un bilet până în 700 și ceva de euro sau 800 de euro, care să mă ducă într-o anii destinații următoare, Thailanda sau Peru. Am ales Peru pentru că nu știam nimic despre țara respectivă. Bine, știam că e Machu Picchu și cam atât. Și când am ajuns acolo, am zis, băi, hai să fac și niște clipuri. Și filmam cu acel iPhone 5 și puneam pe YouTube ca să se uite mama. După care în 2016 am zis, bă, stai că nu e ok, așa, hai să-mi cumpăr și o cameră, hai să încerc să fac ceva mai ok. Și atunci am plecat cu ideea, băi, hai să filmez și să postez în fiecare zi. Chestie care a ținut 6 zile. N-am reușit anul, pentru că m-am lovit de probleme legate de logistică, de călătorit, internet, țară de lumea 14 și așa mai departe. Ok, deci hai să ne rezumăm atunci de la 2016 încoace, de la momentul putem în care tu ai început să postezi pe canalul ăsta de YouTube. Putem să zicem momentul în care am luat treaba asta super, super în serios, undeva perioada august 2016. Ăla a fost momentul în care eu eram a doua la plecare. A doua plecare, exact. Când eram la maică mea, eram în Spania și atunci am zis, băi, o să încerc să postez 2-3 clipuri pe săptămână. Și de atunci a început cariera, ocupația, nu știu cum se spun chestia asta cu YouTube-ul. Uh-huh. Deci tu ai plecat în august 2016, suntem în iulie 2021, aproape la 5 ani distanță. Da. Ce au însemnat ăștia 5 ani în cifre? Canalul Backpack Your Life are 500.000 de abonați aproape, nu? Aproape, da, cam așa. Aproape 500.000 de abonați. Vizualizări are undeva spre 100 de milioane. Nu, peste. Suntem la, peste. Am făcut 100 de milioane acum undeva pe la jumatea lui mai, suntem undeva la 106-105 milioane, cam așa. Imens. Ceva. Pentru un travel vlog este absolut imens, pentru că nu vorbim despre piese. Nu e o melodie pe care o asculți în loop. No. Se întâmplă pentru foarte puțini oameni să se uite de mai multe ori la aceleași vloguri. Creșterea a fost undeva la 100.000 pan. Deci nu facem acum o medie aritmetică să zic 500 împărțit la 5, nu, și din statistici, din analytics, cam așa a crescut. Primul an a fost creșterea cea mai puternică, primul clipul care canalul Backpack Your Life a crescut nu a fost legat de travel. A fost un clip reacție pe care l-am făcut eu ca sfat pentru Ilie și pentru Shelly în momentul în care Digi s-a luat de ei și le-a zis că domne, nu știu cu ce... Ioana Ciurlea, da. Aia. Și era făcut... toamna lui 2016. 2016. Noiembrie eu eram... 2016. Exact. Eu eram bolnav, rupt, aveam o răceală puternic, eram într-un parc din Saigon, din Ho Chi Minh City și am făcut un clip în care i-am dat un sfat. Aveai COVID varianta beta. Eu am fost la Patient Zero, știi? Și am făcut un clip în care le-am spus lui Shelly și lui Ilie că ar trebui să se ducă cu niște flori la femeia și să-i mulțumească pentru că femeia aia le-a făcut o reclamă enormă, așa am zis eu atunci. Uh-huh. Eu nu știam ce înseamnă cifre. Eu am crescut atunci în aproximativ 4-5 zile cu 20.000 de abonați și eu nu am știut chestia asta. Eu am aflat treaba asta după 3 săptămâni. Pentru că eu atunci când postam, eu nu mă uitam la cifre, nu exista conceptul de monetizare, nu mă interesa chestia asta, eu nu știam câți abonați am. Eu ieșeam dimineața afară, filmam, postam a doua zi, nu știam cum să fac un titlu, eu nu știam câte vizualizări fac. Mi-am dat seama de chestia asta într-o dimineață pentru că mi-am făcut o resetare la telefon, am instalat aplicația și nu știu cum aveam notificările activate. Înainte mi le oprisem. Și perioada asta de resetare a telefonului și de instalarea iOS-ului a aplicației YouTube, nu știu cum a venit mână în mână cu momentul în care eu creșteam. Și m-am trezit dimineața și aveam mii de... Aveam chestia asta bifată de fiecare dată când cineva se abonează să-mi dea notificare. Era o aberație, știi? Dar eu aveam pe aia pentru că era default. Okay. Și eu mi-am dat seama, după 3 săptămâni, că canalul meu crescuse cu aproximativ 4500%. Eu nu știam chestia asta. Wow. Nu știam ce înseamnă Social Blade, nu știam ce înseamnă titlul, drept dovadă. Am 3 clipuri cu Viața de Noapte din Vietnam, care se numesc Viața de Noapte 1, Viața de Noapte 2, Viața de Noapte 3. E un serial. Corect. Viața de Noapte. Exact. Eu nu mă gândeam atunci. Nu aveam în cap, nu aveam chestia asta. Eu nu am știut ce înseamnă cifre. M-am trezit de la câteva sute de abonați, cum ai zis tu, sau cât era atunci, cu o creștere din asta enormă, pe care nu puteam să o atribui niciun... Nu știam de ce. N-am înțeles de ce. Și primii bani pe care i-am făcut, primii bani ok de la YouTube pe care i-am făcut, au fost undeva în decembrie sau în ianuarie 2017, vreo 5 milioane de vizualizări, vreo 650 de euro am făcut atunci și cu banii aceia l-am plătit pe un tip care se numește, dacă vreți să-l căutați, puteți să-l căutați, se numește Daryl Eves, este un tip așa gras, părintele YouTube-ului, un om care dă o grămadă de sfaturi despre YouTube și am făcut niște clase private cu el, era la maică mea în Norvegia, astfel încât să încerc să înțeleg cât de cât YouTube-ul. Toți banii mei, omul acela undeva la 180 de euro pe oră.
Mamă, wow. Și eu toți banii mei am spus, băi, cu banii ăștia ce fac? Îi iau și reinvestesc. Și chiar dacă acum, uitându-mă în spate, a fost o prostie, că lucrurile pe care le-am învățat, oricum le-am învățat de la sine în următoarele 4-5 luni de zile, dar mentalitatea mea asta era. Eu când m-am trezit, eu primii bani pe care i-am făcut de pe YouTube după 4-5 luni de postat, au fost 70 de euro în noiembrie, aproape de ziua mea, noiembrie 2016, așa o poveste super tare, pentru că acolo la YouTube, la AdSense, când alegi cum să-ți iei bani, eu alesesem Western Union. Deci vorbesc serios. Și să vă spun, să vedeți cât de prost eram, Western Union am pus acolo și m-am dus într-un Western Union din Vietnam și le-am zis că trebuie să iau I have to take some money from Google AdSense. What should I do? Îi ziceam ălea, frate. Aia, nu înțelegea nimic și eu nu mi-am luat banii aia pentru că eu nu știam ce se face, dar mie mi se părea absolut ireal că eu pot să câștig 70 de euro pentru niște clipuri pe care le filmezi din pasiune. Ceea ce este minunat, adică faptul că tu n-ai plecat cu gândul de a face treabă din chestia asta, ci pur și simplu să-ți hrănești sufletul, cred că asta ți-a adus succesul prin autenticitatea pe care tu ai avut-o și prin sufletul pe care tu l-ai oglindit în ceea ce ai făcut și în ceea ce ai transmis în tot timpul ăsta. Un lucru vreau să remarc, este primul invitat pe care l-aveam aici la podcast și este al 20-lea podcast pe care îl filmăm, ceea ce, uite, vezi, și o treabă de asta, da. E un milestone, care se uită în cameră și vorbește cu publicul mult mai mult decât se uită la mine. Ceea ce mi se pare senzațional, pentru că asta arată un obicei și un mecanism, un automatism dezvoltat la Cătălin de a vorbi cu publicul, și iar mie mi se pare că mă uit ca la un vlog în momentul de față. Este ceva senzațional. Asta e din două motive. Unul la mână, pentru că folosiți camere cum folosesc și eu și simt că suntem așa, e o conexiune din asta, energia merge așa. Doi la mână, dacă vorbesc cu tine, oamenii o să-mi vadă nasul ăsta mare care iese în partea asta, știi, și nu e chiar foarte plăcut. Las că aici e termen de comparație. Deci, păi, da, și mare și strâmbă, care a tău e drept. Corect și... dar așa e, sunt obișnuit foarte mult și chiar cred că ajută mult, tot că și eu folosesc exact Sony. Voi aveți aici a 6400, eu am a 6600. Deci simt... Deci ta e mai șmecheră. E mai șmecheră, nu e mult mai șmecheră, e tot din aceeași clasă. Mă, ciu că le schimbăm. Da. Deci nu mai retragem dividende, schimbăm camerele. Da. Asta facem. Luăm 6700. Este? Caută niciun. Nu, e încă nu, ăștia zic, ar trebui să apară, poți să-ți ia A7C sau bine, sunt niște camere acolo puțin mai bune, știi? Visul meu e să am 3 A7S3 de astea, taman lansate, dar o se întâmple și asta. Dar crezi că nu cred că ar fi o diferență extraordinară, s-ar vedea imagine ceva mai bine. Băi, eu mi-am cumpărat un obiectiv forță ieri, un obiectiv de la Tamron, care a ieșit acum câteva zile și l-am cumpărat ieri, m-am dus la F64 și eram un punct în care voiam să-mi cumpăr A7S3 cu un 1635 2.8 sau să rămân cu așa 6600 cu obiectivul pe care l-am cumpărat, un Tamron. Ia, pentru ce faci tu A7S3 foarte greu? Ăsta a fost primul motiv. Al doilea motiv, poate că ați văzut, mă duc în toate ghienele. Sincer, să vină careva să mă fure și să-mi ia cameră în valoare de 5000 ceva de euro cu tot cu obiectiv, mă doare sufletul. Deci asta, și plus că eu nu sunt atent cu ele, eu le scap pe jos, le lovesc, le pun în rucsac, le arunc acolo pe toate, eu n-am grijă de ele, știi? Și atunci am stat și m-am gândit ieri la F64 și am avut și ideea foarte bună de a filma cu ambele setup-uri, a pune imaginea pe un card și am uitat ca asta la diferență. Și prin setup-ul pe care mi l-am făcut, sunt undeva la 80-85% față de calitatea respectivă pe care aș avea la A7S3. O cameră extraordinară pe care mi-aș dori eu, mi-ar plăcea să filmez cu ea. Dar pe de altă parte să mă duc cu un kill și ceva în mână, să mă plimb prin locurile alea. Aia e problema, cred că greutatea e cea mai mare problemă, da, dincolo da. De siguranță și așa mai departe. Greutatea, e foarte să stai în rucsac, cu rucsacul mare, cu rucsacul mic, să le ții, să filmezi, e foarte problematic. Cel puțin aici cât am fost în Africa, eu, la mine pe canal n-am spus asta, tot așa, asta o să vină în premieră, eu m-am simțit foarte nasol în Africa. Vibe-ul care am plecat de acolo este un vibe foarte neplăcut. Deci am plecat cu impresie, eu acum încerc cumva să-mi demontez hate-ul și lucrurile care m-au deranjat acolo, să încerc să le las cumva în spate și să mă focusez doar pe lucrurile bune, pentru că impresia mea generală, ca o concluzie a celor aproape 3 luni de zile pe care le-am petrecut acolo, este una extrem de nașpa.
foarte, foarte, foarte nașpa. Cea mai nașpa experiență pe care am avut-o în viața mea, dar acum momentul este recent. Poate peste 2 luni de zile o să zic, băi, mi-este dor să fiu acolo. S-ar putea să reevaluez, știi, după... Asta vreau. De-aia n-am făcut clipul, pentru că am vrut să fac un clip în care am vrut să vorbesc despre Africa. Și nu l-am făcut încă, nu l-am filmat, pentru că am zis, băi, nu e bine. După aceea, ce se întâmplă? Mie nu-mi place să mă consider influencer. Mie nu-mi place chestia asta. Dar ești. Asta mă sperie, să știi. M-am întâlnit cu oameni, am avut oameni, după ce am fost în Cuba 2017 și am spus, Cuba mi se pare că nu merită și am făcut eu un calcul. Cuba este o țară high risk, low reward. Eu așa clasific țările. Dacă e țară în care plătești foarte mult și o grămadă de restricții, o grămadă de chestii nasoale, dar primești puțin, eu consider ca fiind o țară high risk, low reward, spre deosebire de țările din Africa de Sud, din Asia de Sud-Est, pardon, care sunt low risk, high reward. Și mi-a spus părerea și am primit mesaje de la oameni care mi-au dat prin scând că și-au anulat călătoriile în Cuba. Și atunci mi-am dat seama și le-am zis, bă, stați puțin, frate, asta a fost părerea mea. Oameni care muncesc 340 de zile pe an, sau câte zile sunt, și își iau 2 săptămâni de concediu și își dau cancel la concediu pentru că l-au văzut pe un tâmpit ca mine că s-a plâns de nu știu ce în țara respectivă. Și le-am spus oamenilor, băi, stați puțin, aia a fost părerea mea. În momentul ăla mi-am dat seama că, având audiență, tu poți să schimbi cumva ce gândesc oamenii. Uite, apropo de Cuba 2017, ăla a fost alt moment în care mi-a plăcut când aveai oameni în jurul tău, când ai organizat tu revelionul respectiv. Și ca o paranteză la treaba asta, în primăvara lui 2018, prietenul meu Miță îmi propusese, zic, bă, hai să mergem și noi cu backpack în Vietnam, că organizai tu un tur. Am avut tur, de asta. Corect. Dar exact în momentul respectiv s-a întâmplat ca eu din șomer la Iași să ajung să lucrez la Pro FM aici, să fac matinal de radio, motiv pentru care s-a anulat plecarea, dar am fost cât pe aici. În momentul ăla, dacă stai să dai scroll pe Instagram, vezi că ți-am și scris cu Nu, aveam Instagramul celălalt pe care l-am pierdut. De asta. Dar atunci ți-am și scris cu înscrierea la turul ăla cu Vietnamul și cu nu mai știu. Exact cu ce destinații Vietnamul era, da, atunci. Câte țări ai vizitat până acum? Nu știu. Mamă. Nu bifez țările, habar n-am. Dar raportat la cât am călătorit, foarte puține. Da, pentru că ai și stat mult și ai și revenit. Am și revenit. Am revenit pentru că sunt o persoană, îmi pare rău să spun chestia asta, sunt o persoană care trăiește foarte, foarte, foarte mult în trecut și mă reîntorc în același locuri pentru că îmi creează emoții din care eu mă hrănesc pentru locurile viitoare. Sunt o persoană atât de puțin flexibilă și treaba asta vine cu vârsta. Și vreau să vă dau și un sfat. Tu câți ani ai? 25 îmi plinesc. 25. Voi câți ani aveți? 28. Ok. Deci faza e în mod următor. După 30 de ani, frate, așa începe povestea, așa începe discuția pe care o prezintă orice bătrân. Zice, după nu știu ce vârstă. De asta e adevărată. Flexibilitatea omului, caracterului uman, scade. Este invers proporțională cu vârsta. Pe măsură ce crești în vârstă, nu mai vrei să mai cunoști, nu mai vrei să-ți mai faci prieteni, nu mai ai timp să mai cunoști oameni, nu vrei să mai explorezi. Ți se pare din ce în ce mai, ești din ce în ce mai rigid, eu văd treaba asta la mine. Vârsta, când am început să filmez... Care ești un om total opus față de ceea ce povestești tu aici. Fără discuție treaba asta. Dar eu acum, față de cum eram acum 5 ani de zile, sunt de 10.000 de ori mai rigid, sunt de 10.000 de ori mai critic vis-a-vis de ceea ce întâlnesc. Pentru că, din păcate, asta face vârsta din noi. Gândește-te la tine. La 19 ani ce-ți trebuia? Sau la 17 ani, când te vedeai cu niște prieteni? Împărțeați 5 oameni o stică de bere la 2 litri și asta era. La 30 de ani nu o să mai faci chestia asta. La 30 de ani o să zici, băi frate, vreau să-mi iau și eu cocktailul meu, să am camera mea, să am luxul meu, să am lucrurile mele. Asta vrem. Când eram, îți cresc standardele. Îți cresc standardele, nu mai suporți oameni lângă tine. Frate, eu am obiceiurile mele. Nu vreau să împart obiceiurile mele cu obiceiurile tale. De ce? Pentru că nu am chef și pentru că am muncit să ajung în punctul în care să zic, nu vreau să fiu prieten cu tine. Nu vreau să petrec timp cu tine. Vreau să fiu eu singur, știi? Și treaba asta la mine, în călătorit, dacă eu nu făceam YouTube, eu nu călătoream. Indiferent dacă aveam bani sau nu. 100% nu călătoream. Adică te-ai fi întors după... Eu cred că la modul în care sunt eu pe mine, YouTube-ul, cumva eu am ținut YouTube-ul în viață, YouTube-ul m-a ținut pe mine în viață. A fost o relație bazată pe reciprocitate până la tot. Fără discuție, pentru că ce se întâmplă? Au fost multe momente și nu o să mint în care nu aveam chef să ies să filmez.
multe chestii s-au întâmplat accidental. Am zis, frate, n-am pus și eu un clip, haide să mă duc afară să văd ce iese. Și când am luat camera în mână, camera care pentru mine este, mi-a fost și mamă, și prietenă, și soție, în modul cât se poate de normal acum, fără interpretări dubioase, așa, a însemnat totul pentru mine, camera. Pentru mine, momentul în care, mai ales atunci când sunt singur, când eu am pus mâna pe cameră și am dat rec, eu în momentul acela nu vorbesc cu un om, vorbesc cu 50.000, 100.000, 200.000, câți oameni se uită la clipul respectiv. Și pentru mine asta este extrem, extrem de important. Pe lângă treaba asta, că vorbeam de ce, de cifre de Backpack Your Life, nu pot acum stărea pentru că pe YouTube Studio nu apare, eu am pierdut 120.000 de abonați de când am făcut YouTube, din 2016. Cum? Adică bine, 120.000 de oameni au fost abonați și s-au dezabonat. Bine, nu? Să spunem că multe conturi poate erau conturi spam, poate nu știu ce. Okay. Doar că pentru că eu am fost tot timpul extrem de, cum să spun, extrem de direct, extrem de true, extrem de eu, uh-huh. Eu am pierdut foarte mult. De exemplu, acum m-am dus, am pus un clip acum câteva zile în care m-am dus și m-am vaccinat și ieri am pierdut 1.400 de abonați. Pentru faptul că te-ai vaccinat. Pentru faptul că m-am vaccinat, da. 90% dintre comentarii, bine, nu 90%. Bine, știu clipul și știu și mesajul pe care l-ai transmis în momentul în care zici, bă, dacă alegeți să nu vă vaccinați, singura păi, să fie considerat explicație normal. Exact. E bă, faptul că, bă, încă nu am încredere în varianta asta de vaccin și așa mai departe. Exact. Dar mi-au dat oamenii, deci am primit la hate și am primit la amenințări și am primit la... Deci nu poți să-ți dai seama. Dacă eu ți-aș da acum și o să-ți dau telefonul meu dacă te uiți la Health for a Review, deci eu de la amenințări cu moartea și de la înjurături, de la raportat la maică mea, la sora mea, la mine, la viața mea, mai să ducea când am mâncat câine în Vietnam, păi eu când am aterizat pe aeroport, eu mă așteptam că o să mă vină românii să mă ia să mă omoare. Eu asta mă gândeam, știi? Și în total eu am pierdut aproximativ 120.000 de abonați în statistica YouTube-ului. Să zicem că 50.000 au fost spam, dar cel puțin am avut mulți oameni care s-au dezabonat de la canal. Da, da, cred că sunt și mulți care au revenit. Sunt, știi care e chestia? Mulți se dezabonează, dar se uită în continuare. Că faptul că nu ești abonat nu înseamnă că nu te uiți la canalul mm-hmm. respectiv. Și nu te... Oamenii cred, știți care e faza? Cum și faptul că dacă ești abonat nu înseamnă că te uiți la canalul exact. Respectiv. Oamenii cred, oamenii fac niște greșeli foarte mari când sunt aici pe YouTube și vreau cumva să debunk niște mituri din astea. Unul la mână. Cel mai mare rău pe care poți să-l faci unui creator de conținut este să-l ignori. Nu te gândi că un comentariu negativ sau un dislike îl va afecta pe omul respectiv. Împotriva, îl ajută. Îl ajută. YouTube-ul vede chestia asta ca fiind interacțiune pe clip, nu are relevanță că tu l-ai înjurat sau i-ai zis ceva frumos. Dacă vrei să îl afectezi negativ pe un creator de conținut, ignoră-l. Abonează-te și ignoră-l. Mm-hmm. Asta e chestia cea mai bună, știi? Dacă vrei să-i faci neapărat rău. La mine, vorbeam despre chestia asta cu pionieratul. Mie, pentru mine asta este cel mai tare lucru din lume. În momentul faptul de față, că ai fost primul. La ora asta, nu. Eu sunt fericit pe altceva. Am fost primul, a fost o conjunctură, am avut noroc, am avut suport, am luat niște decizii bune câte la Iubiri Secrete, am avut și așa de la maică mea. Au fost niște chestii care au mers în direcția asta în care eu să ajung pe această platformă. Dar pe mine mă bucură că acum ai 10, 15, 16 canale. Nu contează dimensiunea. Oameni care fac treaba asta. Dintre care pe o foarte bună parte din ele, eu le-am ajutat canale. Eu am avut canale de YouTube, oameni care mi-au donat bani pentru a le ajuta, le-am trimis bani înapoi și le-am făcut clip dedicat ca să-i ajut pe oamenii respectiv. Și o să spun de ce. Pentru că eu în momentul în care am vrut să fac YouTube, am trimis mail-uri la toți YouTuberii din România, la toți bloggerii de travel din România, blogger care făceau 1.000-2.000 de afișări pe zi. Și o fază foarte interesantă. Sunt acum niște bloggeri în țară care sunt top 3, 4, 5 în țară și le-am trimis un mail în 2016 rugându-i, bă, eu fac un clip cu voi, vi faceți un articol despre mine. Eu aveam 200-100 de abonați. Uh-huh. Atunci mie mi s-a răspuns, hai mă, ce YouTube-ul că e o prostie, doar că oamenii respectivi au uitat chestia asta și 2 ani mai târziu mi-au trimis ei reply la e-mailul respectiv rugându-mă să le fac o promovare ei fără să citească discuția pe care noi avusesem. Au uitat treaba asta. Asta e foarte mișto. Și eu le-am făcut clip și am ajutat pe oamenii să treacă, să crească, nu știu, undeva cu vreo 80.000 de abonați. Deci eu am ajutat pe absolut toată lumea și știi de ce? Pentru că știu ce înseamnă când intri pe o nișă de genul ăsta în care nimeni nu vrea să te ajute, nimeni nu spune ce să faci. Și noi, deși suntem puțini, raportat la celelalte canale și raportat la celălalt tip de conținut,
noi suntem cu toții împreună și încercăm pe cât posibil să ne ajutăm să creștem împreună în clustere. Asta este scopul nostru. De-aia eu, de exemplu, eu un canal, e un tip foarte mișto, undeva la vreo 45 de ani, îl cheamă Marian Adventures, un domn. Îl știu, da, uite, chiar azi mi-a zis prietenul ăsta Miță despre el, când i-a zis că filmez cu tine azi. A, el exact, Marian avea, nu știu, avea 4.000 de abonați și într-o zi... Care a stat undeva în carantină și tu l-ai promovat atunci, că așa am ajuns exact. Și eu la el, când exact. Era primul lockdown anul trecut, martie exact. 2020. Exact. Era într-un loc exotic, nu mai țin minte pe unde, prin Africa. Da, parte. da, ceva de genul ăsta. În Zanzibar? Nu mai știu ceva exact pe unde, acolo. Dar acolo l-am cunoscut și stătea la o familie de, cu niște oameni, cu niște exact. Ăștia. Exact, exact. Eu am așteptat... Se plimba cu mașinuțe de golf. Exact, exact. Eu am vrut să-i ajut pentru că mie mi s-a părut că, băi, acum pe bună, vorbim că se poate declar. Ăsta este un conținut prin care tu cheltuiești foarte mulți bani. Eu pentru fiecare clip pe care îl fac, acum am ajuns la un nivel în care pot să zic, da, un clip îmi scoate banii pe care investesc în clipul respectiv, poate de câte 2-3 ori la un moment dat. Doar că la început tu bagi bani. Eu nu-mi permit, un travel vlogger trebuie să ducă să călătorească. Un bilet de avion te costă, cazarea te costă, biletul intrare la atracție turistică te costă, orice chestie te costă. Uh-huh. Și până la 50, 70, 80 de mii de abonați, este foarte rugatul să scoți banii respectivi. O să vorbim detaliat și despre asta, despre okay. bani și despre ce înseamnă venituri, cheltuieli, okay. Pentru că, uite, discutam și cu Măciucă zilele trecute, încă Măciucă spunea, zic, uite că ăsta nu mai doarme prin toate maghernițele acum, mai are și momente în care doarme pe la 5 stele, pe la de-astea. Păi da, așa. Altceva e. Față de cum era la început. Exact. Ceea ce e bine, adică mie mi se pare foarte mișto faptul că tu poți să arăți și diferențierele și... E bine și nu prea. Ți minte și cea mai ieftină cazare aia pe care ai arătat undeva în Thailanda era cu 2 dolari pe noapte sau ceva da, de genul ăsta, unde dormi, erau pat lângă pat acolo. Exact. Ăla alt clip care s-a viralizat tot așa, care m-a așteptat foarte mult, m-a așteptat, ăla mi-a crescut cu vreo 60.000 de abonați canalul într-o lună. Ăla wow, a fost alt. Wow. Ăla a fost ăla cu Adidas și când mi-am cumpărat Adidas în Vietnam, care l-a da, rupt. Under Armour. Cine s-ar fi gândit la chestia asta? De ce m-am dus să-mi cumpăr Adidas și am zis Adidas și ăștia Under Armour sunt gay și pe a doua zi mi-am cumpărat, știi? Deci asta a fost și au intrat oameni care acum sunt prieteni, mi-au zis: "Bob, mi-a apărut la pe YouTube unul care înjură niște Adidas." Și am zis: "Ce dracu, ăsta e cretin, înjură niște Adidas, ce face omul ăsta, știi?" E bine și pe de altă parte nu e bine treaba asta cu cazările. Pentru că eu, de exemplu, acum mi-ar plăcea să pot să, nu să fac downgrade, să pot să zic ca înainte, da mă, uite, mă duc și stau la 10 dolari. Da, ai mai putea? Dacă mâine, uite o chestie foarte tare, dacă mâine YouTube-ul nu mai monetizează, eu să știi că tot aș călători și aș face conținut. Evident, pentru că ție ți-a intrat în sânge chestia asta, de asta ți-am și spus. Și ar trebui. Tu ești dornic acum de stat acasă, o să vorbim și despre planurile tale de a sta acasă și ce vrei corect. Să faci mai exact aici, dar sunt ferm, convins că nu vei putea sta mult timp aici. Băi, eu sper să pot să stau măcar câteva luni de zile, pentru că dacă nu pot să stau câteva luni de zile, înseamnă că sunt atât de dependent de stilul ăsta de viață, încât eu cumva acum sunt la dezalcoolizare, știi? Am înțeles, ok. Eu trebuie să văd, încă nu simt. Ți-ai ales un loc bun să vii la dezalcoolizare aici. Băi, eu mă simt, mie mi se pare, acum sincer, eu care sunt cel mai mare critic al României, mă simt super bine să fiu aici. Pe România de azi e mult mai mișto decât aia pe care ai lăsat-o tu la prima ta plecare în 2015. Asta este o observație extrem, extrem de bună, da. Așa. Și asta știi când o observi? Observi momentul în care te detașezi puțin de ceea ce tu trăiești sau momentul în care ai memorie bună. Uite, la asta pe mine mă ajută memoria, pentru că involuntar am reținut tot soiul de lucruri nefavorabile ale vieții mele și le compar acum cu ce trăiesc azi și mă gândesc, bă, oare am evoluat doar eu sau a evoluat totul și eu am evoluat odată cu lumea și cu tot ceea ce este în jurul meu și realizez că oricât de mult aș fi evoluat eu pe propriile mele puteri, fără să fi evoluat societatea, nu am fi ajuns aici. Sub nicio formă, iar pentru un om ca tine care vine odată la un an de obicei în țară, când vii și vezi diferențele astea, cred că cât se poate declare, mai ales că tu ești mereu conectat cu ceea ce se întâmplă în țară. Pe lângă treaba asta mai e o chestie, că prietenii mei, m-am văzut cu niște prieteni în prima seară și mi-au zis, bă, normal când vii din Africa, că ți se pare foarte mișto în România, știi? Mi-au zis, păi vii din Africa, frate, ce vrei, știi? Nu-ți pasă de problemele din Africa, adică îți pasă, dar nu-ți pasă cum îi pasă lui Ștefan Mandachi care construiește fântâni acolo. Nu, 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 nu te...
tocmai asta este faza, știi? Asta e chestia, că tu în momentul în care te duci în țara respectivă, eu încerc pe cât posibil să mă bag și să înțeleg problemele sociale din țara respectivă și mie îmi place foarte, foarte, foarte mult să-i ajut pe oamenii de acolo. Că a fost că l-am ajutat pe ăla din favelele din Rio, că a fost că am fost și am donat bani copiilor de aici. Încă am bani pe care trebuie să-i dau oamenilor de acolo, îi dau așa cu țărita ușor ca să văd că ei construiesc chestii și nu-și bag joc, știi? Ăla este, aia este o altă dimensiune care cumva îmi hrănește mie dorința asta de a simți că nu călătoresc prin lume degeaba, pentru că știi ce se întâmplă? După ce treci de o anumită vârstă, bă, mă gândesc, bă, eu mă duc prin lume, dar de ce mă duc? Mă duc pentru astăzi, pentru faptul că mă simt bine acolo? Sau care e? Care e scopul finit? Există un endgame aici și de multe ori zic, bă, nu, până la urmă cred eu că sunt... Că nu se termină niciodată. Păi asta e problema, dar după o anumită vârstă ai nevoie de un scop. Nu poți să mai treci așa ca o frunză în vânt. De-aia oamenii după anumite vârste își fac o familie și au o viață normală, pentru că simt necesitatea unui scop suprem. Uh-huh. Zici, băi, mă simt, băi, eu am trăit pentru mine, hai de acum să trăiesc și pentru altcineva. Că e copil, că e soție, că sunt copii, nu mai contează, da? Eu știu clar că latura aia la mine nu va exista, sau cel puțin nu pot să văd acum că va exista în viitorul apropiat. Dar mă gândesc, totuși sunt așa un hedonist, adică trăiesc numai din plăcere să mă duc, să beau undeva, să mă plimb pe acolo, trebuie să și fac ceva. Și de-aia încerc pe cât posibil să mă duc și să cunosc societățile în care călătoresc și cum trăiesc oamenii de acolo, să-i văd pe oameni, să văd exact cum probleme pe care le au ei și pot să-i ajut. Și chestia tare pe care o are Backpacker Life, și asta este o treabă unică, oamenii au o încredere enormă în mine. Mm-hmm. Bă, și asta că vine vorba... Ești un om sincer de aia. Asta că e vorba de bani. Deci sunt oameni care donează, oameni pe care nu mă cunosc. Bine, eu cred că nu mă cunosc, ei doar se uită la mine, știi, înțelegi? Și vin și îmi zic, îți donez $1,000 pentru oamenii de acolo. Și nu se gândesc nici măcar o secundă că eu din $1,000 o să dau eu 900 și o să-mi trag eu 100, știi? Mm-hmm. Sau o să-mi trag eu 900 și o să dau 100. Ce mai rău, știi? Sau nu o să dai nimic. Corect, sau nu o să dai nimic, știi? Și treaba asta nu s-a întâmplat niciodată. Pentru că eu nu am nevoie de bani. Pe mine nu mă interesează bani. Și spun și de ce. Am 2 apartamente în București care stă în chirie. Am nevoie de casă. Bine, acum stau la hotel. De fapt, nu stau la hotel. Mi-am luat un apartament în Airbnb, dar stai și la hotel. Uh-huh. Nu mă interesează mașini, pentru că am ce să fac cu ele. Haine, am 6 tricouri negre, ca ăsta, pe care am dat $6, le-am cumpărat din Kenya, cred. Nu, eu nu am nevoie de chestiile astea. Eu nu mă gândesc la lucrurile astea. Eu atât timp cât am bani să călătoresc astea și să fac ce vreau eu astăzi, pe mine nu mă interesează să acumulez capital. Eu sunt fericit cu ceea ce am, sunt foarte ok, țin la integritatea mea și de aceea oamenii știu cât se poate declara. Bă, atunci când mă duc și dau banii ăstuia, îi dau bani pentru o cauză nobilă, să spunem, și știu clar că banii vor ajunge acolo. Ceea ce e foarte important. Dar hai să o luăm puțin cronologic. Ok. Tu știi mai bine decât mine cronologic cum sunt evenimentele, că ți-am spus, e super creepy, frate, că le știi, deci la zi să mor. O să încerc să păstrez firul epic al poveștii, pentru că mi se pare o poveste absolut fabuloasă. Primul și în primul rând, uite, azi dimineață, chiar pe la prânz, mi-a trimis un YouTuber, nu o să spun numele, ai strănutat cam podcasturile de la Iași, ești nebun? Băi, nebun. A strănutat Nencione, hai să râdim. Astăzi mi-a scris un YouTuber și mi-a trimis o poză cu Mikey H, cu podcastul lui Mikey H. Mikey H a fost la podcast aici cu 2 săptămâni. Mi-a zis, om, l-ai chemat pe ăsta la podcast, că eu îți ador podcasturile, dar l-ai chemat pe ăsta la podcastul tău, care ăsta nu știu ce face, că e un infatuat și nu știu cum și nu știu ce. Zic, bă, da, le are pe ale lui, cu bune, cu rele, și eu le văd. Nu-i treaba mea să le comentez, dar le are. Ok, foarte bine. Ceea ce mie mi se pare foarte tare la Mikey H, și asta nu se va schimba niciodată, indiferent ce ar face el, nu știu, mâine, de exemplu, poate să-și tatueze fruntea, să facă ala, ca, cum îl cheamă, Mictarian ăla din Morgenstern, așa, din Rusia, să-și facă 666 pe frunte. Nu se va schimba niciodată faptul că el a fost primul YouTuber din România care a avut impact. Da, a fost, da, primul creator de conținut. Clar. Și a fost cel mai mare pe toată durata carierei lui cât a fost activ. Corect, corect. De ce?
munca pe care a făcut-o el este infinit mai grea decât aia pe care am făcut-o eu, de exemplu, în momentul în care am venit pe un teren deja bătătorit, care munca mea a fost mult mai grea decât munca pe care o depune un copil care azi cu o cameră sau cu un telefon poate începe să facă niște lucruri pentru care are foarte multe puncte de referință. Corect. Tu, dintre toți românii, ai fost primul om care a plecat prin lume și a început să filmeze, să monteze rudimentar niște chestiuni cu un laptop de la micuț, low budget, corect. MCI sau cum se cheamă? Da, exact. MCI, exact, micuț, da. Micuț l-ai cumpărat de undeva de la un mall de prin Asia, cu laptopul ăla montai acolo, cu iPhone-ul care era cea mai ieftină variantă de iPhone, corect, și așa, corect, mai departe, și ai ajuns să evoluezi până în momentul în care conținutul pe care tu îl oferi să fie mai valoros din punct de vedere marketing decât ceea ce face Turkish Airlines cu o piesă cu Mahmut Orhan pe fundal și cu niște cadre senzaționale luate de peste tot de prin minunăția Turciei, cu niște camere de cu Red și cu Ari și cu toate astea. Corect. În care Red și Ari sunt Mercedes și, nu, Rolls-Royce și Ferrari, da, a camerelor, exact, de luat vedere. Cu alea se filmează producții hollywoodiene. Și clipuri la ină. Făcând comparația asta, mi se pare ceva absolut senzațional și ducându-mă în anul 2015, momentul în care tu ai plecat prima dată, vreau să-mi spui ce te-a impactat când ai vrut să pleci și de unde ți-ai făcut tu rost de bani de călătorit, pentru că două apartamente în chirie nu sunt suficiente pentru tot ce făceai tu și pentru, okay, cât de multe lucruri bifai tu. Ok, o să spun acum povestea cum nu am spus-o niciodată. Deci motivul pentru care eu am plecat în 2015, în octombrie 2015, a fost dat de faptul că eu nu mai făceam nimic cu viața mea în momentul respectiv. Iubiri Secrete, producția în care eu jucam, se terminase undeva pe la finalul 2014. Ca o paranteză, tu în Iubiri Secrete nu doar jucai, ai și scris acolo. A fost și regizor, regizor. Eram un scenarist, eu eram, okay, regizor cu Radu. Așa, noi doi. Da, da, da. E ce s-a întâmplat? Undeva prin 2014, cum lumea asta a televiziunii e foarte volatilă și azi ești, mâine nu ești, am primit notificare de mâine nu mai aveți job. Așa se întâmplă aici. Okay. Nu-ți spune nimeni cu o lună înainte, pentru, uh-huh, că dacă îți spune, tu nu mai joci. Da, chiar, da, dacă, da, ei știu. Da. Ți-e spune, a, vezi că asta a fost ultima zi, mâine te duci și aplici pentru ajutor de șomaj eventual, știi? Ok. Uh-huh. Eu am trezit cu chestia asta, nici nu eram dispus să muncesc pentru altceva, pentru că nu-mi plăcea să fac altceva. Am avut bani salvați, într-adevăr, am salvat foarte, foarte, foarte mulți bani câte la Iubiri Secrete, am cheltuit foarte puțin de-a lungul anilor și am pus deoparte foarte mulți bani. La Iubiri Secrete ai plătit bine? În primul an de zile, deci primul contract pe care noi am intrat la Iubiri Secrete în decembrie 2010 a fost suma de 3.900 de lei pe lună. Și cât filmați într-o lună? Băi, se filmau, deci doar ca actor, da? Eram, okay, actor. Okay. Am început 12 persoane, eram 12 actori, care fiecare primau bani ăștia. Evident că după primele 2-3 sezoane, lucrurile s-au ramificat, banii au crescut. Dar nu te gândi, o să-ți spun nimeni câți bani au fost. Munceam undeva, să zicem, fiecare muncea maxim 2 zile pe săptămână, pentru, uh-huh, că tu ca actor te duceai la ziua de filmare, îți filmai secvențe, după care erai liber. Deci din acest punct de vedere, era un salariu ok, bun. Vorbim de 2010. Și de 2010, da. De 2010, da. După care undeva prin mai, aprilie, ceva de genul ăsta, iunie 2011, am primit o ofertă, eu și cu Radu Alin Brancu, să fim regizori. Uh-huh. Pe lângă treaba asta, cred că salariul ăsta s-a dublat în momentul de fapt, atunci. Regizor însemna că pe lângă cele 2 zile în care eram actor, mai aveam încă 2 zile în care eram regizor. Deci mergeam la 4. Și deja ne apropiam undeva de 7.000-8.000 de lei, ceva de genul ăsta. 4 zile pe săptămână. 4 zile pe săptămână. Mai departe, eu cea mai mare sumă pe care am câștigat-o la Iubiri Secrete în viața mea, și eu nu eram foarte bine plătit, Radu, pentru că era un personaj mult mai important în Iubiri Secrete, sau Mădălin. Tu ai și lipsit o perioadă. Eu am lipsit pentru că fata cu care eu jucam, Maria, într-o zi la filmări, a ieșit din cadru cu lavaliera pusă, s-a dus afară și a început să înjure toată echipa pentru că vorbea la telefon cu maică-sa sau cu iubitul ei și cameramanii ascultau și au înregistrat chestia asta. La o ședință pe care am avut-o, pe un radio sau ce avea acolo la noi la firmă, la casă de producție unde lucram, au pus înregistrarea respectivă și pe tipul asta
au fost și alte probleme, au trebuit să o dea afară. Ea fiind iubita mea, ce facem cu ăsta? Păi trebuie să-l scoatem și pe el din serial. M-au scos pe mine, de-aia a rămas ca regizor. Uh-huh. Dar pe mine m-au plătit full atunci. Au fost niște oameni super ok, deci nota 10. Dar eu cea mai mare sumă pe care am dat-o vată la Iubiri Secrete și acum țin minte a fost undeva la 9100 de lei undeva prin 2011, ceea ce mi se părea ireal. Deci vorbim de 9100 de lei, cred că asta era echivalentul a peste 2500 de euro, mai mult. 2011 era euro 4 lei. 4 lei, cât 2000 și ceva de euro atunci. 2000 și ceva de euro, dar prețurile erau mult mai mici, adică 4 lei era o bere la crâșmă. Corect. În 2011. Dacă pachetul de țigări era 11 lei. Corect. Dacă să-ți faci o idee, eu când câștigam banii aia, eu cheltuiam maxim 500 pe lună, 400. Pentru că îmi luasem o garsonieră pe care dădeam 180, eram la filmări foarte mult timp, mâncam acolo și eu știam că munca asta este o muncă ce se va termina la un moment dat. Uh-huh. Noi mi-am cumpărat mașină cu tipa cu care eram atunci, cu iubita mea de atunci, care era și în serial, Ioana, eram cu ea și ea a vrut să ia o mașină și am zis, haide să punem bani amândoi, cumpărăm o mașină, dar care e a ta, dar ne folosim amândoi. Am colegi, nu vreau acum să dau nume, dar se știu ei, am colegi deștepți care când au luat primul salariu de 9000 de lei, e un băiat la noi la Iubiri Secrete, a venit a doua zi cu un sacou de 5800. De lei cumpărat. Avea sacou de 5800, dar Adidas de 30 de lei, știi? Ăsta e fenomenul care se întâlnește tot timpul în momentul în care tu din anonimat, dintr-o dată crești. Da, asta s-a întâmplat. E, și de-a lungul anilor am reușit să-mi pun bani deoparte, după care cu suportul alor mei și cu o grămadă de lucruri dubioase, cu o grămadă de ajutor, vreau să zic, am reușit să pun, să cumpăr aceste două apartamente pe care le-am închiriat. Și avem și un business pe lângă treaba asta, împreună cu Radu de la Iubiri Secrete, predam actorie copiilor în școli. Ok. Un job foarte ok, care aducea niște bani decenți, mult mai mult decât cât era salariul mediu atunci în România, dar nu era ceva extraordinar. Uh-huh. Eu aveam grăsime pusă deoparte, bani puși deoparte și în momentul în care relația cu Ioana, cu Cristina Gaveleu s-a terminat, eu eram în România fără job, fără prospects, fără absolut nimic și nu știam ce să fac. Și în momentul în care eu am plecat, eu știam clar, din bugetul pe care îl aveam eu, din chirile pe care le primeam, din suportul pe care mi-l dădea mama, să rămână la mama, eu știam clar, eu pot să călătoresc cu aproximativ 1100-1200 de euro pe lună. Ok. Chestie care era extrem de realizabilă atunci. Și în următorii ani, și în 2017, uh-huh. Acum nu mai, în 2021, din cauza pandemiei, din cauza multor restructurări la nivel mondial în ceea ce privește turismul. Deci pentru mine era foarte, ăștia erau banii cu care eu intram într-o lună de zile cu zero YouTube, de zero venituri de la YouTube, știi? Eu așa am reușit să călătoresc aproximativ un an jumate, 2 ani, doar din banii, hai să spunem un an jumate. Ok, adică până pe la începutul 2017, moment în care a bubuit și canalul. Cam așa, a început să bubuie canalul, eu am luat banii, am investit, am început să înțeleg cam cum merge YouTube-ul, am început să fiu ceva mai, știi ce s-a întâmplat? Pe măsură ce am început să știu mai bine ce înseamnă YouTube, pe măsură mi-a fost din ce în ce mai greu să go back to the roots și pur și simplu să nu mai gândesc la cifre și să mă focusez pe conținut. Asta e o problemă pe care o am și astăzi. Toată lumea are. Da, asta e foarte rău. Pentru că înainte studioul YouTube-ul nu era așa, nu îți dădea 1 milion de statistici. Tu nu știai dacă clipul tău performează mai bine ca ultimele 6, dacă îți dă, acum îți dă ranking, e 2 din 10, e 7 din 10, mama, a făcut clipul meu 9 din 10, înseamnă că e proș, așa mai departe, știi? Deci, revenind la ce m-ai întrebat, ei erau banii cu care eu călătoream. Aveam undeva la vreo 35-40 de euro pe zi. Chestie foarte ușor de făcut în Asia, mai ales în perioada aia. O cazare decentă și acum, cum mi-aduc aminte, plăteam nu la hostel, să stau eu singur în camera mea privată, cu un aer condiționat, cu mâncare, cu tot ce-mi trebuie, cu un mic dejun, să spunem, cheltuiam 15-16 dolari pe zi. Wow! Da, fără tot discuție. Tot cu mâncare, nu? În centru, da, în centru adică Bangkok. Adică orezul ăla șmecher de mi s-a făcut mie poftă de da, ăla. Da, un dolar dădeam pe ăla. Ăla cu alune în el, cu de-astea, cu da, nu știu ce. Da. Eu puteam, eu am avut zile, eu am avut, de exemplu, ca să-ți faci o idee, aveam luni în Vietnam, pentru că am stat foarte mult în Vietnam în 2016, în care eu cheltuiam de luni până vineri, cu tot cu mâncare, cu absolut, cheltuiam sub 100 de euro. Dar pe urmă de vineri, ca orice român care se respectă, își punea singura cămașă pe care o avea, pantalonii lungi și se ducea la club și cheltuia într-o seară 100 de dolari. Ca orice român care se respectă, okay, pentru că bea cocktailul, știi, înțelegi? Da. Dar beam 100 de dolari în club și mă duceam la camera mea de 8 dolari în Vietnam, știi?
Asta era o chestie prin care am trecut, dar se putea. Dar mie îmi plăcea și când te matrafoxai pe acolo și mama, era foarte șmecher. Ale erau adică momentele de aur. Aveai niște de-astea, era șmecher tare. Nu știu, adică eu mă uitam la tine și mă gândeam, zic, bă, ce aș vrea să fac asta? Cât de mult mi-aș dori să fac treaba asta? Și mă visam și mă imaginam pe mine așa cum mergeam cu prietenii mei și umblam prin lume și de-astea, adică cred că asta e și farmecul până la urmă urmea canalului, că tu n-ai fecuit-o deloc, tu ai fost tu. Nu cred că a fost niciun moment, niciunul dintre clipurile pe care le-am făcut voată, fie că a fost clipul sponsorizat, fie că au fost foarte puține, poate sub 0,5% din clipurile pe canalul meu sunt sponsorizate, dar niciodată n-a existat ca eu să vin sau să promovez sau să prezint ceva în ceea ce nu cred, sau să vin să, cu niște idei care nu sunt ale mele. Uh-huh. Eu am avut momente, lor le-am povestit înainte, nu vreau acum să intru detalii, am avut momente în care eu eram într-un struggle maxim în ceea ce privește banii, dar niciodată nu m-am vândut. Pentru că eu am știut că se poate declara că pentru mine este mai importantă libertatea și independența de a face ce vreau eu și de a vorbi cum vreau eu și de a vorbi despre absolut orice subiect așa cum am eu chef, așa cum mă simte. Uite, spun-ți eu o întrebare acum, că m-ai văzut. Te uzi la mine de o grămadă de timp. Care sunt diferențele? Vezi o diferență între mine pe cameră și mine în realitate? Nu, niciuna. Niciuna. Și de asta, adică, ăsta e și farmecul, știi? Adică de asta mi se pare că te cunosc de o viață și sunt atât de confortabil. Adică e, nu știu, pentru mine e ceva ca și cum, bă, e un prieten de-a nostru vechi care e aici exact așa cum e el. Ceea ce e wow, adică ăsta e talentul tău, ăsta este un dar pe care tu l-ai primit, pentru că majoritatea oamenilor în momentul în care deschizi camera pe ei, uite, Nenciu, de exemplu, e mult mai amuzant decât mine de 1000 de ori. Are niște glume și o spontaneitate și un umor inteligent absolut senzațional. Dacă întorc acum camera și vorbește la cameră, o să-și schimbe accentul, vorbește ca la București. Imediat. Adică el în mod normal vorbește moldovenește, că e de la Hârlău, de lângă Iași. Când ai întors camera pe el, gata. Este o chestie de așa vorbește și cu oamenii de aici, știi? Off the record. El așa vorbește. Este o chestie, nu știu cum, și vorbește încet, că lui nu-i vine lui, ar veni să vorbească moldovenește, știi? Da. Și încet îți explică, îți zic cum nu se poate așa ceva, nu se face. Și atunci s-a schimbat totul. Nu mai are deloc hazul ăla pe care l-are dimineața când face câte o glumă de aia din nimic și râdem cu toții la chestia aia. Asta se întâmplă la foarte mulți creatori de conținut. Eu am observat chestia asta și la mine de foarte multe ori, că în fața camerei aveam momente în care eram diferit. La început încercam să plusez foarte mult, să umplu, să fiu Horia Brenciu. Ceea ce nu e ok pe YouTube, e foarte ok în televiziunea aia clasică, începutul anilor 2000, dar pe YouTube nu mai funcționează și de asta foarte mulți n-au succes în direcția asta și nu vor avea niciodată, că oamenii nu creează conexiune, nu creează chimia aia cu ei. Iar la tine exact este asta. Și acum, văzându-te, îmi dau seama că e cel mai mare dar pe care l-ai avut vreodată. Dar știi de ce cred că a fost treaba asta? Pentru că eu n-am început YouTube de la o vârstă în care eram în formare. Poate că, de exemplu, dacă aș fi început YouTube când făceam când aveam 16 ani, poate că începeam cu alte idei și poate că gândeam complet diferit. Eu acum, când am început YouTube, aveam 30-31 de ani, eu deja eram deja bătrân pentru YouTube, eram acolo, obosit cu defectele mele, cu chestiile mele. Nu aveam cum, nu aveam energia să mă duc prin lume, să interacționez cu oameni, să am o grămadă de probleme și să mai și mă gândesc, bă, stai mă că deschid camera, trebuie să fiu atent. Uh-huh. Nu puteam chestia asta, asta nu se putea, știi? Și de aceea cred că ăsta a fost și motivul pentru care canalul ăsta a crescut, pentru că dacă te uiți la nivel mondial, în orice fel, pe orice fel de piață, travelul este o nișă foarte, foarte, foarte micuță. Pe canalele pe care tu vezi clipuri de travel care fac milioane de vizualizări, alea fac parte din marketuri și din piețe în care prank-urile și conturile, contentul normal fac zeci de milioane de vizualizări. Da. De exemplu, dacă e să luăm cine acum top pe Travel Lane, nu știu, pe Bold and Bankrupt sau pe ăștia care fac milioane de vizualizări, pe engleză... Uite-te la Logan Paul, da, ce faci. Exact asta e treaba, știi? Și vorbim de România, România care are un public ce nu cred că depășește 7-8 milioane de oameni care sunt exact axați pe online, știi? Să faci 500 de mii aproape de abonați pe o nișă ce nu e o nișă foarte... Nu vreau să spun acum că e... Tu nici nu faci travel de la clasic. Tu n-ai prezentat Paralia Caterini. Da,
Exact, asta a fost treaba. Și asta e o chestiune. Nu aș spune neapărat acum că e greu sau că e ușor. Vreau să zic doar că pentru mine să încep, eu am urât YouTube-ul. Mie YouTube-ul mi s-a părut cea mare prostie din lumea asta. Pe mine pe YouTube m-a băgat Ioana de la Iubiri Secrete. Ea mi-a zis. Noi eram cumva separați. Fosta ta iubită. Da, fosta mea iubită. Ea mi-a zis mie. Ea s-a uitat pe YouTube și ziceam, hai frate, pierzi timpul, stai acolo să te uiți la proștie. Și ea mi-a zis, mi-e bă, dacă lăturiști, ia-ți-mă o cameră și filmează. Hai mă, lasă-mă, ce ai, nu filmez, nu vreau. Ea a tras de mine. Și noi nu mai eram împreună. Ea a tras de mine, știi? Eu eram împotriva chestii astea. Eu am făcut treaba asta pentru mine. Știi ce s-a întâmplat? Foarte mulți oameni vor să facă YouTube și mă întreabă pe mine, și mi se pare că sunt cel mai prost la chestia asta, vreau să fac YouTube, dar nu știu despre ce. Și îi spun, mă... Nu face, pardon. Da, sau nu fă. Nu lasă-mă, face. Nu, fă. Știi? Nu, fă. Da. Ideea este că la mine YouTube-ul a venit ca o extindere a unei acțiuni pe care eu deja o aveam. Anume, eu călătoresc. Eu nu m-am dus să călătoresc ca să filmez. Exact. Eu călătoream și am zis, bă, știi ce? Hai mă să și filmez. Pentru că acum să fim serioși, nu vă gândiți că clipurile de pe YouTube reprezintă 100% tot ce făceam în momente respective. Au fost multe chestii pe care nu le-am pus. Au fost multe chestii care... Oricât de real ar fi ceea ce filmezi tu, aia reprezintă 10 minute, 12 minute din viața ta în ziua respectivă. Dar pe mine niciodată nu m-a condus să zic, băi, nu-mi place să călătoresc, haide să călătoresc pentru că merge pe YouTube. Nu, a fost o extindere, o chestie cât se poate de naturală. Bă, sunt pe aici, călătoresc și am văzut nu știu ce gagică pe stradă în Bangkok care și vorbește. Haide să o filmez, poate este un video interesant. Dar tu înainte să fi plecat în tot periplul ăsta, călătoreai des, adică mergeai des prin mama ta stând în altă țară? Da, mergeam des la mama aia. Deci eu eram ăla care zicea fuck the whole world, eu vreau să mă duc la mama aia. Adică ție îți plăcea să mergi la mare? Da, eu mergeam la mare, nu la mare, la mama aia la noi, doar la mare. Deci doar aici. Pentru mine ideea de a merge în altă parte era... Nu exista. Eu am călătorit pentru prima oară cu avionul, deci am plecat în 2015 și prima oară când m-am suit în avion a fost în 2013. Că unde ai fost? La Madrid? În Spania? Da, la Madrid, la mama. A fost okay. Și eu până mai a fost încă o dată prin UK. Dar nu, eu nu eram cu asta. Unde era sora. Exact. Eu nu călătoream. Unul dintre cele mai triste momente ale vieții mele a fost atunci când am aflat că sora ta urmează să nască, deci mi-am dat seama că are un iubit. Că... Nasol moment. Da. Da. Dar mișto, sora ta. Da, da, mișto. Da. Sora mea, păi tu, sora mea e forță. Deci sora mea foarte, e forță, foarte forță, 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 da. Și povestea ei, și adică, nu știu, mi se pare că toată familia voastră a avut un destin foarte mișto. Băi, toată familia noastră în sensul că eu și cu sora mea, pentru că, de exemplu, chiar ziceam acum câteva, am un video ce a fost postat, nu l-am pus încă, e un video care o să vină mâine, în care eu, sau zilele astea, în care eu pur și simplu merg noaptea prin București și prezint locurile de la maternitatea în care m-am născut, până la casa în care am crescut, până la casa pe care au vândut-o aia mei pentru că sora mea a avut niște probleme în Germania și taică mi-a trebuit să o ajute acolo, până la școala din care am fost exmatriculat, până la liceul din care am fost exmatriculat și m-am dus noaptea prin București și am filmat chestiile astea. Care e faza? Eu și cu sora mea, da, am avut un parcurs, sora mea a avut un parcurs mult mai clar și mult mai ok, dar ai mei nu au avut un parcurs bun. Aia mei au divorțat când eu aveam 20 de ani. Eu i-am forțat pe aia mei să divorțeze pentru că mi-aduc aminte, treaba asta nu o știe nimeni ce spun acum, era prin 2002, am venit beat dintr-un club ce se numea Club Max în regie, nu știu cine e mai bătrân poate știe de Club Max în regie de aici în București, și undeva pe la ora 2 dimineața am trezit pe aia mei, eram beat rupt și am zis, bă frate, voi sunteți împreună pentru ce? Și răspunsul a venit, răspuns tipic românesc, pentru voi mamă, și am zis, pentru noi ce? Că aia e plecată de 10 ani, aia fiind sora mea. Eu-s beat, vin din Club Max. Eu-s beat, uitați-vă la mine cum arăt. Pentru ce? E, și în urma acelei discuții, după ceva timp, ai mei s-au separat. Ai mei nu au fost fericiți împreună. Ai mei au fost fericiți după. Deci ai mei și-au refăcut viețile după ce s-au separat, știi? Dar la mine și la sora mea a fost o chestie, ea a muncit toată viața ca să ajungă unde e acum, eu am fugit de școală, eu am fugit de reguli, eu am fugit de viață și într-un fel sau altul Dumnezeu sau, hai să nu neapărat, că eu nu sunt o persoană credincioasă,
ceva, divinitatea, cum vreți să spuneți voi, universul ăsta cumva a făcut lucrurile astfel încât eu să ajung să nu știu, să nu fiu un boschetar. Pentru că raportat la energia pe care eu am investit-o în cultura mea, în educația mea, eu ar fi trebuit să fiu un boschetar acum. Ei, nu, exagerezi. Eu n-am făcut multe chestii cu viața mea. Eu am renunțat la tot ce am făcut în viața asta. Da, dar ești un om cu foarte multe cunoștințe. Ceea ce se vede și în discurs, se vede și în calitatea informațiilor pe care le prezinți. Corect, dar eu am aproape 36 de ani și dacă ar fi să ne uităm pe o carte de muncă pe care o am la un job normal sau dacă ar fi să, nu știu, să acumulez toate orele sau toate lunile pe care eu le-am petrecut la un job vreodată, nu recătecem de 2-3 luni de zile. Deci eu nu ar fi trebuit să fiu în poziția asta acum în care eu să vin invitatul tău în acest podcast. La mine a fost, cum să zic, au fost niște ocazii care mi s-au dat, uh-huh, și eu am fost destul de inteligent, să spunem, în momentul respectiv, să-mi dau seama la chestia asta cu călătoritul, că este cam ultimul tren pe care l-am ca să pot să fac ceva ok, cool în viața asta. Știi care e toată treaba? Din perspectiva pe care eu o am și uite, că e un milestone, vorba ta. 20 de oameni au trecut pragul casei astea până acum, fiecare om având succes, că de asta i-am chemat. Adică noi am pornit proiectul ăsta din mai multe considerente. Unul dintre ele, faptul că mi-am dorit să fac ceva în așa fel încât să-mi cizelez temperamentul ăsta vulcanic și să nu mai am impresia că trebuie neapărat să fiu eu centru atenției și să urlu și să umplu tot spațiul și să-mi doresc să ascult alte povești, să fiu un bun ascultător. Asta o dată. A doua oară, pentru faptul că am fost siliți, că nu puteam să facem altceva. Am început proiectul ăsta în pandemie. Da, da, da. Și în al treilea rând ne-am ghidat după ideea faptului că, bă, dacă tot facem ceva, nu mă interesează ce cifre o să fac. Eu cifre am avut din prima. Am avut bulanul ăla senzațional, ca din prima să am cifre. N-am avut constanță, în schimb. Dar din prima dată am avut o bubuială de asta, după care experiența celei de-a doua bubuieli plus proiectul 3 chestii și moldovenii și toate astea era o validare de asta continuă din punctul ăsta de vedere. Numai că mi-am dorit să dau ceva oamenilor care să rămână în timp. Și am zis că, bă, vreau să facem ceva exact pe măsura sufletului nostru. N-am chemat aici decât oameni care ne plac nouă. Atât. Adică nu a fost niciodată nicio zi în care să ne gândim, zic, bă, hai să chemăm pe cineva, cine ar putea să fac? Nu ne-am gândit niciodată la chestia asta. Corect. Zic, bă, dacă n-am eu o comuniune, dacă n-am eu o apreciere față de omul ăla, n-are ce căuta aici, pentru că va fi ceva lame, tare de tot. Corect. Și nu, omul ăla nu va fi sincer, nu va vorbi onest la cameră. Corect. Iar după 20 de povești pe care le-am auzit aici, cât se poate de atent, pe lângă mulți alți oameni pe care i-am cunoscut de succes în viața asta, mult mai de succes decât am fost eu vreodată, mi-am dat seama că nu e important ce faci, ci ce oferi. Sigur, e important să faci lucruri morale și legale. Corect, adică da, da. Să-ți păstrezi niște limite. Dar ce spuneai tu mai devreme, că tu n-ai adunat 3 luni într-un loc de muncă și de asta n-ai meritat să fii la un podcast? Păi sunt oameni care, nu știu, lucrează 40 de ani. Au același loc de muncă și păcălesc ziua de salariu. Eu îi văd zilnic. Da, sunt sătul de oamenii aia. Mie îmi provoacă o repulsie fantastică și ajung chiar să-mi ghideze niște frustrări teribile pe care le-am căpătat în viața asta. Oameni care efectiv păcălesc timpul. Pe când ceea ce faci tu e, în primul și în primul rând, o dovadă de curaj. Uite că am filmat la începutul săptămânii Cristian Onițiu și spunea clar, zic, bă, principala calitate pe care trebuie să o aibă un antreprenor, mai ales în momentul în care începe un traseu de ăsta antreprenorial, care se vede inclusiv de la nivelul unui board game, de la nivelul monopoliului, corect, e apetența către risc. Tu să iei un ghiozdan în spate, să pleci în Peru, da, 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 1200 de euro pe lună, da, e da, risc. Vezi tu, da, vezi tu, știi care e treaba aici? E așa, e o monedă cu două fațete aici. Uh-huh. Într-adevăr există și un risc, dar există și, la mine cel puțin, a fost și o fugă de ceva, știi? Adică a fost o refulare și a fost o din asta, am simțit nevoia să fac o schimbare.
Și acum, sigur că nu ești un erou până la urmă. Nu. Exact. E ceva, un sacrificiu imens. Însă e o dovadă de curaj. Pe lângă toate problemele care au venit la pachet. Și dovadă de curaj și faptul că tu nu te-ai dus la facultate. Uite, în vara anului 2017, eu știam că o să mă dea afară de la un ATC. Că eram exact situația ta. După anul întâi, urma să fiu dat afară de la un ATC. Da, uite, asta nu știam. Pe bune, da? Da, pentru că eu nu mergeam la facultate. Eu am venit în București cu scopul să devin cunoscut. Aia era capul meu. Eu trebuie să devin cunoscut, trebuie să fac bromania, de asta ești nebun, las-mă cu facultatea ta, Nea Mircică, că e, pe care îl salut din nou, că tot salut în toate podcasturile. Mi-e dor de el și ziua lui zilele astea. Un om chiar foarte mișto. Și eu mergeam acolo la facultate, nu-mi plăcea, nu era aspirațional pentru mine. Și nu mă mai duceam, pur și simplu. În vara anului 2017, tu ți-ai spus povestea când ai venit aici în România. Era iulie, sfârșit de iulie, început de august 2017, ai venit și ai făcut și niște vloguri cu Alin, v-ați dus la mare, cu decapotabila lui. Ține minte absolut orice. Ai prezentat aici, pe lângă primăria sectorului 1, unde ai făcut tu școala, unde ai locuit și așa departe. Exact. Povestea e de când ai plecat la, când ai fost la facultate și te-au dat afară din cauza absenților și atunci mi s-a trigăruit, bă, deci sigur mă dau și pe mine afară, știi, ești nebun la cap. Deci eu am fost catalizator cauza pentru asta, da, deci eu practic am fost un fel de combustibil deci tu, de la tine am aflat că mă vor da afară cu două luni înainte să mă dea afară, pentru că eu știam că am absențele alea, eu n-am mai auzit de exmatriculări la facultate, știi? N-am mai auzit de astea, nicăieri. Da. Și atât se pare că s-a întâmplat. Cred că numai noi doi am fost exmatriculați din tot un ATC-ul ăla, în toată istoria unui ATC-ul. Să știi că nu prea erau oameni exmatriculați și știi de ce? Pentru că în principiu fiecare persoană care intra acolo punea foarte mult value pe postul ăla, știi? Pentru că erau atât de puține încât ziceai, frate, sunt aici, sunt la un ATC, ești nebun, câtă lume intră aici? Tu în cât timp ți-ai dat seama că nu vrei să faci asta? Băi, la mine a fost o chestie de genul, mai mult a fost un challenge de ăsta, hai să văd că pot să intru. Eu nu m-am gândit mai departe, la mine a fost vreau să arăt tuturor că eu intru la un ATC fără să mă pregătesc neapărat, știi? Și am intrat cu o medie din asta super mare și pe urmă evident că nu am confirmat absolut deloc și oamenii au văzut, am lipsit, nu știu, două săptămâni și mi-au spa. Mi-au spa după un an în care am lipsit anul ăla. Eu am stat, deci fii atent aici, eu am terminat primul semestru. Am început al doilea semestru și mi-aduc aminte că undeva Paștele lui 2007, cu 10 ani înainte, da? Ceva de genul ăsta, Paștele lui 2007, cam atunci s-a rupt combinația. Cam atunci deja au început să vină absențele în prostie și la un moment dat, într-o dimineață, eram acasă, mi-aduc aminte că m-am trezit și m-a sunat mama și mi-a zis, bă, tu ești prost. Și mi-a zis, nu știu, de ce sunt prost? Că, păi, m-au sunat de la facultate, tu ești matriculat, boule. Și eu zic, mama, dar de ce? Păi cât? Am lăsit doar două săptămâni sau trei săptămâni? Faci că, păi da, dar vezi că dacă faci peste 40 de absențe la nu știu ce curs, nu mai ai ce să mai cauți acolo. Și până m-au dat afară atunci. Mamă. La mine așa s-a întâmplat. A, deci instant, era mult mai... A fost, da, așa a fost în 2007, exact asta. Dar secretarea era tot doamna aia, Madi, nu? Și în 2007. Da, exact. Mamă, exact. Deci aia devine vedeta podcastului ăsta și Teo Rose a povestit despre ea, toată lumea vorbește despre ea. Exact, da. Era lărci varianta feminină. Madi, trăiar familia ei să-i trăiască. Eu a trebuit să mă duc în 2010, când am continuat, pentru că am zis la un moment dat, bă, haide că mă duc la Hyperion să-mi continui cursurile. Cel mai rușinos moment din viața mea. Și atenție, multă lume nu știe. Eu am trecut prin foarte multe momente rușinoase. Unul dintre ele a fost cel în care am ieșit în prima săptămână de Bangkok, am ieșit cu o fată într-un club din Bangkok, într-un skybar. Și după 3 ore, fata respectivă mi-a spus că nu e fată. Eu nu mi-am dat seama că nu e fată, fata respectivă, și pe urmă mi-a spus chestia asta. Și am stat la masă cu ea sau el încă 4 ore pentru a afla cum de nu mai e fată. Deci astea sunt chestii care nu au apărut pe hanal pentru că nu filmam atât de mult atunci. Dar de ce n-ai schimbat direct? Iartă-mă, te rog, de ce n-ai schimbat-o direct? Ăla a fost pentru mine cel mai rușinos moment. Unul dintre cele mai rușinoase momente. Dacă n-a trebuit să mă întorc la un ATC, să-mi iau diploma de BAC care era acolo de la examenul de admitere din 2006, să intru în facultatea aia care m-a scuipat pentru că ca o carie, știi? Când am urcat pe treptele de acolo să mă duc la secretariat, să zic, să rămână, știți, am avut și eu, am fost aici anul trecut, dar nu mai sunt, că nu mai am și o nevoie din diploma de BAC, vă rog frumos, că era acolo.
n-am trecut prin rușine mai mare ca aia în viața mea. Mie nu mi-era rușine de asta. Mie mi-a fost rușine pentru că profesorul meu de pregătire, cu care mă pregătisem eu pentru intratul la facultate, un actor extraordinar, un om pe care îl iubesc teribil de mult, Ticu Pușcașul de la Iași, okay. Eu mă sfătuisem cu el. Și am zis că, domn profesor, vedeți că ăștia mă dau afară de la facultate, ce fac? Zic, o să te dea neica afară de la facultate, ești nebun, că la facultatea aia nu dă afară pe nimeni. Zic, ba da, credeți-mă că am văzut eu și la unul pe YouTube, o să mă dea afară la facultate, nu fiți nebun, mă dă afară. Deci, neică, du-te la facultate că nu te dă afară. Zic, domn profesor, vă rog frumos, nu-i spuneți lui tata. Asta e important. Da, nu-i spun neică, stai liniștit. Și într-o dimineață mă sună taică meu, ai ceva să-mi spui? De tot dimineața se întâmplă lucrurile astea, știi? Da, exact. Când tu dormi așa ca o lepră, că tu ești un lepros de la care nu faci nimic, și mă sună taică meu dimineața pe la 10, zice, ai ceva să-mi spui? Zic, nu! În momentul ăla îți dai seama, am căzut cerul pe mine, s-a sunat, ăsta i-a povestea, ești nebun la cap. Zic, da, ce să... Sigur n-ai ceva să-mi spui? Zic, nu, ce să-ți spun? Zic, păi am înțeles cu facultatea, cu asta. Mamă. Și a venit tata la București. A venit tata la București, că s-a nimerit să aibă niște treabă aici, la minister. A venit taică-mea la București și a vrut să ducă la facultate să întrebe de ce m-au dat afară. Să întrebe exact, direct, zic, bă, de ce l-ați dat pe ăsta afară? Într-adevăr, chiar e așa de prost și n-a fost aici la facultate. Bă, o rușine mai mare. Aia mi-era rușinea mea, că eu mergeam cu tata de mână la secretariat ca să mă ocărască și madia aia și tata. Aia era problema cea mai mare. Nu că mă dădea pe mine de la facultate afară, că în momentul ăla, ce fericit am fost, mamă, ferească Sfântul, ții minte ziua aia, deci mie știi ce îmi plăcea la UNATC, că era lângă ProTV. Și visul meu era să ajung la ProTV. Corect. Eu simțeam energia lui Măruță, că era aproape acolo. Da. Aia era singurul lucru care îmi plăcea. Și m-am dus, era, știi că e biserica aia lângă ProTV. Mulți ani, Doamne ajută. Să fie. Și am stat cu taică-miu în curtea bisericii respective. Taică-miu care credea că o să ajung un ratat. Și eu care mi-era indusă ideea faptului că o să ajung un ratat. Maică-mea care nici nu voia să vorbească cu mine. Zic că să nu cumva să-l aduci pe ăla acasă, că ne-a făcut de râs. Ăla fiind tu. Da. Corect, da. Ne-a făcut de râs neamul și familia și nu știu ce, ca și cum în familia mea erau numai câștigători de premii Nobel. Singurul bou pământului care a fost exmatriculat de la UNATC fiind prostul. Exact. Și atunci îți dai seama, am bocit puțin pentru că eu sufeream de suferința lui tata. Eu în inima mea eram bucuros. Zic, bă, în sfârșit am scăpat de asta, ești nebun la cap. Că gata, nu mai pup alt facultate, sănătate și la revedere. Și după aia am stat în parcul Grădina Icoanei și am promis lui taică-miu niște lucruri. El cred că nici în ziua de azi nu s-a gândit real la faptul că, bă, eu am luptat să le împlinesc, dar în felul meu. Adică corect, în drumul ăla meu. De asta eu rezonez teribil de mult cu povestea ta, care mi se pare și inspirație foarte, foarte bună și pe de altă parte mi se pare o dovadă a faptului că tu ai avut curajul ăla de a-ți asuma niște lucruri. Zici, bă, nu-mi place, n-are rost să o păcrezi, de ce să fac ceva care nu simt că trebuie făcut? Dacă nu trebuie, adică se poate trăi fără? Perfect. Hai să nu facem. A fost și o fugă de reguli și o fugă de sistem, adică pentru mine YouTube-ul a fost și este de departe cea mai bună modalitate de a mă exprima așa cum sunt eu. Adică pentru că am libertate totală și pentru că pot să fac exact ce vreau eu, fără niciun fel de reguli, știi? Treaba asta a ajutat foarte mult. Dacă YouTube-ul, de exemplu, îmi punea diverse restricții sau trebuia să mă modelez eu astfel încât să mă placă lumea, să zică oamenii, băi, că ești nu știu cum, poate că nu aș fi rezistat. Pentru că știi ce se întâmplă? Acum, în momentul de față, mai ales pe secțiunea asta pe travel, e competiție. Eu nu am simțit în viața mea competiție, pentru că eram doar eu. Eram eu. Dar e benefic, cred. Băi, eu tocmai de-aia am și vrut să crească piața. Tocmai de-aia i-am și ajutat pe oameni din două motive. Unul la mână pentru că am vrut să-i ajut și doi la mână pentru că am știut o piață care are mai mulți exponenți pe anumită nișă este o piață sănătoasă. O piață în care e un monopol, în care e un cretin care se uite și nu știu ce face și se uită doar la ăla,
Nu dă încredere brandurilor, nu dă încredere absolut nimănui. Și eu așa am gândit. Adică eu nu am portezat niciodată ca fiind un altruist care se duce să ajută oameni, să ajute oamenii. Nu. De fiecare dată când am ajutat pe cineva, a fost 90% pentru persoana respectivă și 10% pentru mine, știind că, băi, în viitor chestia asta va fi benefică. Și în momentul de față, faptul că există competiție, unul la mână, mă forțează pe mine să fiu mai creativ, doi la mână, scoate de la naftalină niște skill-uri pe care poate nu le-aș fi avut dacă eram singur, pentru că, bă, când ești singur, ești tu acolo, știi? Nu e nimeni, nu simți că suflă cineva în ceafă. Chiar dacă în momentul de față, canalul Backpack Your Life face vizualizări în continuare, cât toate celelalte canale însumate, deci însumat cu toate celelalte canale fără discuție, au fost luni în care n-a mai fost așa. Au fost luni în care Backpack Your Life făcea 3 milioane și camerele respective în sumat făceau 4 milioane. Și pentru mine deja asta era un fail. Deși nu se calculează așa, dar în mintea mea era un fail, pentru că eu nu eram obișnuit să am competiție. Eu nu eram obișnuit ca lumea să-mi zică mie, nu mă uit la tine pentru că ești țăran și ești prost, mă uit la aia. Eu nu știam chestia asta, la mine știam clar. Și aveam oameni acum mulți ani care îmi spuneau, bă, nu-mi place de tine, dar dacă vreau să văd țara aia, n-am la cine să mă uit. Acum, ai la cine să te uiți? Ai la cine să te uiți și bă, chestia asta mie mi se pare foarte bună, pentru că întotdeauna comparația cred că e sănătoasă. Pentru că, uite, există foarte mulți oameni care se apucă acum să facă ceea ce tu faci, urmărind câștigul. O să vorbim acum și despre câștigurile tale de azi. Da. Pentru că acum, după ce cineva a bătut drumul, după ce cineva a făcut foamea prin Vietnam și prin Thailanda, după ce cineva a experimentat și a diluit cu tot soiul de agenții de publicitate și cu tot soiul de branduri și cu tot soiul de oameni aflați la început de drum care nu știau cu ce se mănâncă, la fel cum nu știa nici creatorul cu ce se mănâncă. Corect. E ușor să vii pe o piață care are mulți bani, o piață care înțelege necesitatea promovării în direcția asta, o piață care e foarte deschisă, și să vizezi câștigul. Dar se vede cu ochiul liber că e făcut la oha, pentru bani, nu e făcut din suflet în primul și în primul rând, e făcut fără cunoștințe, e făcut fără muncă, adică nu se depune efort. Tu, la ceea ce făceai tu, vorbind despre cele 10 minute pe care le livrai 9 pe zi, și nu erau 10, erau mai mult de 10. Okay. Erau de obicei spre 20. Cam așa, da, cam așa. De minute pe zi, tu îți căutai cadrele alea, le alegeai, montai într-un anume fel, puneai suflet în tot ceea ce făceai și de asta era atât de mișto. Repet, pentru mine, cât de proastă ar fi fost ziua aia, când vedeam un timelapse de la pe care îl făceai și melodia de final de vlog, da. Pentru mine chestiile alea îmi dădeau speranță și mă motivau, mă făceau să rezonez cu acel conținut pe care tocmai l-am urmărit, iar chestia asta înseamnă un cumul de factori. E talent, e pasiune, și sunt cunoștințe și foarte multă muncă pe care oamenii din ziua de azi, cred că asta a stricat YouTube-ul. I-a învățat pe oameni, și TikTok o face și mai tare, I-a învățat pe oameni că se poate să reușești cu lucruri foarte raw, dar în ce sens raw? Adică nu mai e nevoie să mai gătești mâncarea, că ne întoarcem în punctul în care mâncăm mâncarea crudă. Da? Pentru ce să te mai chinui? Cu camere, obiective, laptopuri, montaje, caută lumina, caută apusul. Tu astăzi mi-ai spus că, bine, a fost înnorat. Da. Și venea furtuna. Mi-ai spus că vrei să filmezi apusul ăla cu morii. Da. Cine asta cineva adevărat, mai gândea lucrurile astea? E adevărat, astea i-am zis că vorbeam, hai să ne vedem la 8:30. Eu am intrat pe Weather după ce i-am spus de 8:30 și am văzut că i-a pusul la 9. Și zic, bă, dacă i-a pusul la 9, eu știu cam la Golden Hour 15 minute înainte și vreo câteva minute după, dacă sunt norocos. Și am zis, băi, dacă sunt acolo, eu habar. Eu nu știam unde erau comori, nu știam unde e strada asta, nu știam geografic în București unde se află. Și am zis, băi, hai să-i spun omului că vreau să mă duc să fac chestia asta, că s-ar putea să întârzi. Porma a plouat, n-a mai fost cazul, nu m-am mai dus, am zis, bă, lasă că mă duc mâine, nu mai contează. Dar ideea este că eu așa îmi organizez ziua.
cu tot. Eu mi-am cumpărat bilete de avion, ținând cont de chestiile astea câteodată. Pentru că ziceam, bă, îmi lipsește un cadru de acolo și vreau să fie cadrul ăla. Dar știi care e chestia? În momentul în care tu începi să faci ceva din preistoric, să zicem, că vorbeai și de Mikey H. și deși nici nu vreau să, nici nu intenționez sau, doamne ferici, n-am curajul să mă compar aici cu Mikey H. pentru că, repet, el a fost și este cine este, dar zic pe partea mea, pe segmentul meu, înțelegi? Noi trăim cu, eu trăiesc nu cu o frustrare, eu trăiesc cu chestia asta că vorbesc cu mulți youtuberi care îmi scriu quote on quote, Cătăline, avem 6.000 de euro, vrem să mergem prin lume, câți bani să faci din YouTube? Mie îmi scriu foarte mulți oameni chestia asta și în momentul în care mie cineva îmi scrie așa ceva, din păcate vă spun, eu nici măcar nu răspund, dau bloc și așa mai și pa mai departe. Pentru că în momentul în care o persoană intră într-un domeniu pe care nu-l cunoaște gândindu-se că vrea să facă bani, eu știu clar că persoana respectivă nu va face bani. Și eu le zic așa, anumite oameni cu care vorbesc. Și nu numai că nu va face bani, va strica... Va striga nișa respectivă, nișa clar. Respectivă, eu le spun lor clar, bă, tu ce salariu ai? 1.000 de euro, să zicem. Ok. Tu pentru 1.000 de euro bagi 9 ore pe zi în fiecare zi. Tu te aștepți să faci 500 de euro dintr-un domeniu pe care nu-l cunoști băgând o oră pe zi? Nu merge așa. Păi și zice, păi da, tu faci acum. Păi da, stai puțin, că eu am 1.500 de zile în spate de făcut. Asta e ca și cum te duci la un avocat și îți cere 100 de euro pe oră și zici, păi da, ce mă, 100? Și el spune, bă, da, eu am muncit ani de zile pentru a sintetiza tot ceea ce știu în ora aia ca să te ajut pe tine să nu știu... În 5 minute. În 5 minute, știi, înțelegi? Dar asta este o chestie recurentă pe care o înțeleg, pe care o întâlnesc. Pe lângă canalele astea pe care le știți, canale cu sute de, cu 100.000 de abonați, cu 10.000 de abonați, oameni pe care îi știm, sunt foarte mulți care îmi scriu cu gândirea asta și de ce nu vorbesc cu ei? Pentru că știu că îmi va fi foarte greu să le demontez gândirea și să încerc să le spun, bă, consecvență, seriozitate și talentul important, sunt multe chestii importante. La final, dacă ești norocos, faci ceva bani. Dacă pleci cu gândirea asta, asta e gândirea sănătoasă. Dacă te pleci cu gândirea, păi bă, n-am camere, nu știu pe unde să călătoresc, nu am carismă, nu am talent, nici nu prea am eu chef să muncesc foarte mult, dar câți bani să face, nu mai e cum. Pentru că acum, știi ce se întâmplă? Oamenii văd și zic, păi stai mă, Backpack Your Life călătorește, ăla călătorește, ăla călătorește, se fac bani. Da, într-adevăr, acum față de în 2017 se pot face bani. Se fac de 4, 5, 6, 7 ori mai mulți bani. La aceleași statistici, la aceleași cifre. Oamenilor le place foarte mult treaba asta cu cifrele. Tu nu știu dacă ai văzut peste tot, oamenii sunt întrebați câți bani se fac, nu știu ce. Oamenii dau click pe lucruri de astea. Am văzut și niște articole de astea absolut cretine. Oameni care nu fac niciun ban, dar era întrebarea. Câți bani, că știu eu că n-au cum să facă bani la cifrele alea. Neam. Și era întrebarea, câți bani face nu știu cine din YouTube? Alții care au cifre foarte mari și o pozează în săraci, că există și treaba asta. Sindromul ăla, da? Și mai există unii care sunt chiar transparenți și vin și îți spun, zic, bă, uite, se face între atât și atât. Corect, știi? Da. Câți bani făceai într-o lună în 2017? Câți bani ai făcut în cea mai bună lună în 2018, în 2019, 2020 și 2021? Le știu fără să mă uit pe telefon. Pentru deci, că ești e limpede că ești, că ești foarte calculat în direcția asta. Le cunosc foarte bine pentru că, din păcate, la mine, eu gândesc așa, ca să înțeleagă oamenii. La mine fiecare 24 de ore care încep la ora 0 noaptea, ora 0000, pentru mine reprezintă un scop să cheltuiesc mai puțin decât fac. Eu știu cât cheltuiesc în fiecare zi, fără să calculez. Știu în capul meu. Eu, de exemplu, știu câți bani am cheltuit azi. Știu ce am făcut azi și știu în capul meu că, băi, azi am cheltuit puțin, am plătit pe cazare, păi spun eu, am plătit pe cazare 30 de euro, pentru că mi-am luat un apartament foarte ieftin, un studio la universitate pe care l-am prins, era de la 50 la 30 pe zi. Mi-am luat și un meniu Crispy Strips, n-am mai mâncat la KFC de vreo 6 ani de zile. Mâine dimineața e să ai o dimineață lux. Lux, așa? Lux, crede-mă, o să vezi cei 30 de euro pe cazare vor merita foarte mult dacă e baia prietenoasă. Am dat undeva, nu știu, cred că 30 de lei pe chestia asta, am mai dat pe taxiul până la, știu că mai dau pe taxiul până acasă și asta e. Deci am în capul meu, știu clar, bă, ăștia sunt banii pe care i-am făcut, am pus un clipier, clipul ăla merge bine, ok, deci sunt ok.
Deci, 2017, cred că ori a fost decembrie 2016, ori ianuarie 2017, atunci s-au făcut cei mai mulți bani pe anul respectiv. 650-700 de euro. După care mai a fost într-o lună, da. După care mai a fost o lună undeva prin iulie 2017, când am fost în pădurea Okigahara. Tot acolo a explodat foarte mult canalul și cred că am făcut puțin tel mai mult, cred că vreo 800 de euro. Intrăm în 2018. 2018 a fost un an care a avut o medie până în decembrie de 400, 500, 600, 700 de euro. În decembrie 2018 a fost pentru prima oară când canalul Backpack Your Life din AdSense, pentru că au mai fost din când în când niște colaborări, mai mult sau mai puțin semnificative, am făcut 1900 de euro în decembrie 2018. După care 2019 a început să scadă, pentru că ce se întâmplă și în online se întâmplă la fel, vin sărbătorile, crește CPM-ul, da? Și pe urmă se duce în cap, pentru că evident, oamenii nu mai au bani și au cheltuit banii pe cadouri. De consumul scade. Corect, consumul scade și e normal. Intrăm în anul 2019, în care deja lucrurile au început să se schimbe mult de tot. Adică pe partea a doua a anului 2019, să zicem, de iulie-ianuarie, am avut prima colaborare a doua colaborare serioasă de pe acest canal cu ăștia de la Cardu Curve, în sensul că eu nu am mai cheltuit bani din AdSense-ul de pe YouTube. Deja banii aia veneau, se salvau într-un cont și o cheltuiam strict de colaborarea pe care o aveam din referral-ul pe care l-o obțineam. Asta în 2019. 2019, da. Atunci să spunem că undeva cheltuielile mele din YouTube, cea mai bună lună, cred că a fost undeva la vreo 4.000 de euro, dacă nu mă înșel. Din AdSense? Doar din AdSense, da. Ok. După care vine 2020. 2020, un an care pentru mine a fost foarte bun. Pentru toți creatorii de conținut în online, mai puțin pentru idioții ca mine, care au stat și au băut să muncească, a fost un an foarte bun. Am făcut foarte mulți bani. Eu am făcut bani și am băut mai mult decât am făcut bani. Ah, perfect. Am avut niște luni extrem de bune, pentru că lumea s-a uitat foarte mult. A scăzut și puțin CPM-ul. Nu pot să spun cât am făcut cel mai mult în 2020 exact. Cred că cumva ca în 2019, 3.000-4.000 de euro a fost într-o lună strict din AdSense, dar cu vizualizări, să zicem, mai mult sau mai puțin compară. Pe acolo. Deci nu am simțit diferența foarte mare, dar unde s-a văzut diferența? În campanie. La faptul că am postat mult mai puțin. Deci dacă acum 3 ani, pentru a face, să zicem, să fac 2.000 de euro, trebuia să postez daily, acum pentru a face bani trebuie să postez 4 clipuri pe lună, să zicem. Și asta e foarte important. Extrem de important. Pentru că eu gândesc așa. Relevanța mea în online, să zicem că are un timp finit. Să zicem, nu știu, 10 ani. Să o luăm așa, da? Dacă eu pot ca acei 10 ani să iau și să le dau un... să extind și să fie din 10, să fie 15 sau 20 de ani de relevanță pe mediul online, eu atunci sunt câștigat. Dar pentru a face chestia asta, trebuie să apar mai rar pe online, ca omului să fie dor de mine. Dar eu, ca să postez rar, trebuie să fac mai mulți bani pe clip ca să pot să-mi justific cheltuielile și lucrurile pe care le-am de făcut. Deci trebuie păstrat un balans. Iar în momentul de față, YouTube-ul merge în sus, într-adevăr. Și în România, acum, la ora actuală, și cu vizualizări puține se pot face bani. Poți să ajungi să faci bani, poți să ajungi să trăiești o lună de zile în stilul în care trăiesc eu, să pui și bani deoparte, fără să ai campanii. Mie îmi convine foarte mult că din AdSense acum se fac ceva mai mulți bani, pentru că eu nu vreau să fac campanii. Dar deci, cu toate astea ai câteva branduri care lucrez. Am două branduri care lucrez de mult timp, Epidemic Sound și Curve. Branduri care nu-mi cer nimic. Care Epidemic Sound e foarte mișto, până și noi luăm muzică tot de acolo. Eu cred că am fost primul ambasador Epidemic Sound, sunt la ei acolo cu highest rank. Chiar o fază foarte tare este că m-au chemat în Danemarca înainte să vin în România, pentru că vreau să fac niște campanii din astea cu mulți creatori din diverse țări și nu am vrut să mă duc pentru că am vrut să vin acasă. Și am zis că, bă, nu pot să mă duc, oricum nu sunt... Oricum, era problemă, eu veneam din Africa, ei n-acceptau, trebuia cu carantină, cu nebuni și am zis, bă, n-are niciun fel de sens. Dar cu ei am lucrat atât de bine și cu Curve, încât la Curve sunt... Cred că sunt
numărul unu la influencer la ei, Curve. Cred că sunt cel mai mare influencer pe care l-are Curve-ul și la Epidemic Sound sunt acolo în primul batch, ca să zicem așa. Bine, la Epidemic Sound cel mai bun influencer a fost coronavirusul. Da, fără discuție, ăla a fost clar. Numele a fost senzațional, ești nebun. Da, 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 a rupt și chiar s-a văzut. Respectivă. Chiar s-a văzut, pentru că eu vorbesc cu tipii de acolo care se ocupă și am întrebat: "Bă, vă ajutam cu ceva că aveți epici?" Normal, frate, deci chiar a ajutat treaba asta. Și pentru că am avut aceste două branduri care cred în mine, chiar acum vreo două săptămâni am semnat cu ăștia de la Curve un contract pe un an de zile, care mie ce-mi dă, lăsând banii la o parte, îmi dă mie libertatea de a nu semna și de a nu căuta branduri. Eu nu vreau să semnez, pentru că vreau să lucrez cu foarte puțini oameni în care am încredere, care au încredere în mine, care sunt mulțumiți de ceea ce fac eu, fără să trebuiască eu să caut, fără să trebuiască eu să mă apuc să văd ce vrea la sau ce vrea altul. Deci eu nu caut niciodată branduri. Rar se întâmplă chestia asta. Dar asta este un noroc. Dar vorbind despre bani, fără să dau nume acum, îți dau exemple de canale cu 20.000, cu 30.000, cu 40.000, cu 50.000 de abonați pe Travel, care fac mai mulți bani oare decât tine? Nu fac mai mulți bani decât mine, dar fac, să spunem, o treime din banii pe care fac eu, având aproape 500.000. Dar trebuie să scăpăm de chestia asta cu abonații. Abonații, relevanța e puțin mai... Na, poți să ai 500.000 de abonați, dacă nu e public comercial, degeaba corect, ai. Corect, deci nu are relevanță foarte mare treaba asta. În principiu, vizualizările sunt cele mai importante. Dar, în fine, ideea este că și am trăit la o altă perioadă din asta de frustrare, văzând că sunt multe canale din spate care vin și care nu au trecut prin pașii pe care am trecut eu și au reușit să facă banii aia, să facă niște bani, la care eu nu aș fi putut să visez pentru 3 ani de zile în niciun caz. Dar până am înțeles, bă, calitatea principală a unui, nu știu, hai să zicem acum influență, de ce nu-mi place cuvântul ăsta, este dată de adaptabilitate. Dacă eu acum trăiesc, păi da, bă, dar stați că eu am mâncat o grămadă de prostii de la oameni ca să ajung aici, nu contează. Realitatea este că acum se plătește mai bine și că oameni care au început anul trecut pot să facă bani și să dea cumva skip la 3 ani de muncă. Dar știi ce le zic acestor oameni și vorbesc cu ei? Pentru că ei și pe ei văd foarte mult money oriented. Le zic clar, nu o să țină și nu ține. Nu o să ține pentru că al lor conținut, dacă va fi ghidat după câștigul financiar, nu va produce. Și din păcate e. Asta este o problemă foarte mare pe care o văd, mai ales pe travel, pentru că e domeniul pe care îl cunosc și mă doare sufletul. Pot să zic că din canale pe care le văd și care cresc, poate maxim 5%, pentru că eu cunosc și pe creatorii de conținut și văd oameni care cumva se dedublează, care cumva încearcă să fie diferiți în fața camerei, strict pentru succes sau pentru un posibil succes pe care le-și imaginez, și le zic, nu o să țină. Pentru că această ocupație, aceea de a te mișca din punctul A în punctul B, a filma, a trece peste frustrările de zi cu zi și așa mai departe, la un moment dat ceva o să cedeze. De-aia eu pot să răspund tuturor că dacă Doamne ferește nu mor și dacă Doamne ferește nu știu, nu pățești ceva, eu peste 10 ani tot aici o să fiu. Pentru că eu asta vreau să fac. Pe mine, eu nu-mi imaginez viața mea peste 10 ani diferită. Eu vreau peste 10 ani să fiu la fel, să vin aici la tine la podcast, tu să fii cu 5 milioane de abonați, să zici, suntem aici cu bătrânul backpack. După... De unde 5 milioane de abonați conținut în limba română, doar dacă ne apucăm să colonizăm? Da. Nu știu. Cine știe, mă duc eu colonizez și vă aduc abonați, învăț pe aia română și vin la voi, știi? Exact. Dar eu pot să garantez 100% că peste 10 ani, tot aici o să fiu. Eu nu. Nu pot să garantez asta. Despre mine, despre tine, n-am cum să garantez... E și altă vârstă. Contează foarte mult. Tu ești la vârsta la care încă ai energia și încă ai lucrurile și încă orizontul, pentru că tu, mai ziua de câți ani ai? 22? 25 aproape. 25. Deci ca să fie lucrurile că se poată declare. Tu la 25 de ani, experiența pe care tu o ai în mediul online este net superioară, mai ales raportat la ceea ce poți să faci cu experiența respectivă, net superioară experienței pe care o am eu. Pentru că tu la 25 de ani, lumea ți este deschisă foarte mult să poți să experimentezi, să poți să faci exact ce vrei tu. Și poți să zici, bă, poate peste 3 ani de zile nu mai vrei să mai faci chestia asta. Eu, pe mine mă lovesc
anii 40, știu că o să fac 40 de ani în 4 ani și eu știu cât se poate de clar că nu pot să mai fiu același risk taker care eram acum 10 ani. Nu pot să mai joc la fel. Tu mai ai cel puțin 5, 6, 7 ani în care poți să experimentezi mult și să vezi exact care e chestia care te definește. Eu am trecut prin toate etapele astea și am ajuns la concluzia că, bă, pe mine asta mă definește și sunt convins 100%. Pentru mine, ocupația mea este mai importantă ca familia mea, este mai importantă ca relația mea, este mai importantă ca mama mea, este mai importantă ca oricine. Știu că asta poate suna foarte urât, mai ales în contextul social pe care l-avem aici noi în România, cu familia, celula societății e foarte importantă, ai mei sunt niște părinți foarte, foarte ok și foarte deschiși, dar eu spun, nimic în afară de mine și nu știu, problemele din astea pe care nu poți să le prevezi, nu mă va opri să continui să fac treaba asta. Eu știu clar că mâine zbor undeva și ajung undeva într-o țară pe care nu am explorat-o și mă duc să filmez, în mine există o bucurie și un foc și o energie pe care, din păcate, nu am nici măcar ideea de a te îndrăgosti de cineva, nu se poate compara, știi? Și atunci, dacă e să fac o ierarhie, chiar să avem o discuție cu Valentina, deși suntem noi pe despărțire, noi vorbim aproape în fiecare zi și am zis clar, bă, pentru mine asta e top și toți oamenii care sunt importanți pentru mine, familia mea, prietenii mei, sunt după treaba aia. Eu pot să trăiesc fără oameni atât timp cât am chestia asta. Și eu sunt convins 100% că eu pot să trăiesc, că pot să trăiesc foarte bine. Pe mine faptul că astăzi eram pe stradă spre universitate și m-a oprit un domn undeva la vreo 50 ceva de ani și a dat masca jos și a venit și mi-a spus: Cătălin, eu eram cu căștile, ascultam muzică, eu, ca să se înțeleagă ce fac. Eu când merg pe stradă singur, ascult muzică și notez pe telefon muzica pe care o ascult cu time codes de la minutul 5 la minutul 6 și zic, asta merge în cadrul respectiv. Eu am un fișier cu mii de clipuri care se potrivesc în funcție de modul pe care eu l-am. Eu ascult muzică strict pentru a crea conținut. Și m-am văzut cu omul ăla și făcea ce, Cătălin, iartă-mă că te deranjez, nu știu ce, sunt un domn, uite, eu am fost doar, am reușit să merg și eu în Bulgaria, am fost de 2 ori acum nu știu câți ani, mă uit la clipurile tale și îmi dau seama așa despre viață și încerc să-i spui fiului meu să le duc, să nu știu ce. Deci faptul că omul ăla la 50 ceva de ani, care nu o să facă niciodată în viața asta ce fac eu, nu zic neapărat că e bine sau că e rău treaba asta, pentru mine treaba aia este de 10.000 de ori mai valoroasă decât orice fel de relație pe care o am eu cu oamenii din jurul meu. Un om străin care m-a oprit pe stradă venind de la job, nu știu exact cu ce se ocupa, habar n-am ce făcea omul respectiv, și am stat cu el și stau cu fiecare persoană cu care mă întâlnesc și vorbesc. De obicei ce se întâmplă? Oamenii își dau seama că stau prea mult cu mine și îmi zic, bă, hai că te las în pace. Și atunci nici eu nu insiști, dar niciodată nu am zis cuiva, știi ce, nu mai am chestia să mai vorbesc acum. Asta, știi, mi se pare o chestie foarte mișto și din prisma faptului că tu ești celebru în țara ta fără să trăiești în țara ta. E o chestie diferită și ciudată față de ceea ce trăiesc ceilalți în mod normal. Având în vedere faptul că tu vii foarte rar, guști foarte puțin din satisfacția asta pe care pe mulți îi orbește. Ei fiind și prostani de multe ori, îi apucă capul, îi au pe ulei și o ard foarte infatuați. Din multe puncte de vedere. Există într-adevăr și oameni care sunt foarte anxioși și foarte timizi și atunci de asta afișează o aroganță ca și un scut împotriva oamenilor care vin și le invadează spațiul personal. Mi s-a întâmplat și mie de foarte multe ori, de exemplu, să nu doresc să fiu văzut dacă mă cert pe stradă. Nu doresc să fiu văzut în situația asta, sub nicio formă. Clar. Dar bucuria pe care o am când cineva vine la mine e ceva de neprețuit, adică știu că, bă, stai puțin, nu asta mi-am dorit, despre asta e vorba. Iar la tine impactul e și mai mare, pentru că tu trăiești treaba asta câteva zile pe an, în mod normal. Asta este foarte, foarte concentrată. Și celor care trec prin chestia asta cu anxietatea și ceva mai de, că, domne, emoții în public și nu știu ce, eu le dau un singur sfat. Și ăla se numește man up. Voi ați vrut să intrați în treaba asta? Voi ați vrut să fiți acolo. Faptul că omul ăla te vede și că se regăsește în conținutul tău și că tu ai probleme anxioase și că nu poți să vorbești cu el, treci peste ele. Pentru că omul ăla care te-a oprit pe tine, tu ai însemnat ceva pentru omul ăla.
Și dacă tu omului respectiv i-ai lăsat o impresie nașpa momentul ăla, toți ani, gândește că tu te uiți la mine și eu veneam acum aici și ziceam, păi frate, ce mă, nu, eu vreau să plec, nu vreau să mai stau, ce e sărăcie asta aici, mie nu-mi place. Și tu ești un om care ai investit, nu știu, mii de ore în conținutul meu, știi? Te-ai uitat la mine, ai consumat, ai dat play acolo pe toată chestia, mi-ai adus o grămadă de bani probabil. Și eu în momentul respectiv să nu-ți acord, să nu acord măcar bunul simț, măcar atenția aia, asta este foarte, foarte rău și ai dreptate. Eu sunt așa pentru că eu și înțeleg pe cei care stau aici și care se lovesc de treaba asta în fiecare zi. Garantat. Și pe mine chestia asta m-a enervat teribil dacă aș fi aici. Pentru că este o persoană care, eu în general nu prea agrez oamenii, nu fac prieteni, nu-mi plac oamenii, mi se pare că oamenii sunt foarte limitați în general, mi se pare că oamenii din jurul nostru sunt făcuți să ne oprească din ceea ce vrem să facem. Nu fă aia că e greu. Păi dar vezi că acolo e dificil, păi dar vezi că aia nu e corect. Hai mă, cum să pleci prin lume, ești nebun la cap, stai acasă și fă familie. Păi nu te-ai uitat la ăla care are familie, tu ce faci? Ce faci cu viața ta? O să mor singur. Uh-huh. Eu mie nu-mi plac oamenii în general. Și știu acum că cât vin acasă, eu mă bucur de un lux ăsta, știi, înțelegi? Dacă aș sta acasă și aș fi influencer de nu știu, influencer, YouTuber care creează conținut din România, cu siguranță că mi s-ar lua și mie de treaba asta și poate la un moment dat nu am chef să vorbesc cu nu știu cine. Bă, mie nu mi se ia, nu mi s-a luat niciodată de treaba asta. Adică am găsit mereu bucuria de a vorbi cu oameni. Okay. Problema e că la mine la un moment dat nu vorbeau, răcneau. Adică erau niște situații care mi-au pus niște semne de întrebare. Eram la un moment dat cu o fată în Constanța. Și o fată la care țin foarte mult, adică era că altfel nu umblam cu ea pe stradă, neam. Și eu fiind dependent de spray de ăsta de nas, ieșisem de la un spectacol pe care Marius Manole l-a jucat în pandemie. Wow. Într-un parc. Am fost la spectacolul respectiv, am stat puțin cu Marius după spectacol și am plecat. Eu având în cap ideea spectacolului pe care l-am văzut cu Marius Manole, îți dai seama că mood-ul meu era unul foarte relaxat. În clar. Momentul ăla. Când am ieșit spre farmacia cu pricina, noi fiind pe jos, cu o mașină, strada goală, niște bombardieri, primare! Ți-am spart sunetul, gata, știi? Clar. Ți-am spart sunetul. Dar în momentul ăla m-am gândit la siguranța ei. Aia era toată chestiunea. Nu mai era vorba despre mine, că eu o diluiam cu aia. Dar era stradă goală, Constanța, oraș străin, eu din Iași, nu știam pe nimeni pe acolo. Au venit ăia urlând, primare, nu știu ce. Bă, băiatule, chestia asta, ăla n-are cum să fie un moment de confort. În schimb, chiar și de noi m-am gândit, zic, bă, o bucurie. E o bucurie. Sunt niște oameni care mă știu fără că eu să-i fi văzut vreodată. E o bucurie, dar da, bine că ai descris subiectul ăsta, chiar tot astăzi, înainte să întâlnesc pe domnul respectiv, am avut o experiență foarte, foarte, foarte neplăcută pe care cred că am gestionat-o ok. Noi mergeam pe stradă și a venit un tip la mine la vreo 40 ceva de ani, fără să se preziste, fără să nimic, să-mi povestească niște chestii complet random despre fratele lui care avea un prieten care locuise în Filipine și fusese pe o insulă pe care am zis eu că vreau să mă duc la un moment dat. Am stat de vorbă cu el, m-a ținut vreo 20 de minute acolo, înțelegi? Și am zis la un moment dat, trebuie să plec, îmi pare rău. Deci am zis chestia asta omul respectiv și el mi-a zis, da unde? Și în momentul ăla, eu deja eram cu nervii aici sus, nu mai suportam treaba asta, știi? Și eu când vorbesc aici că îmi place să interacționez cu oamenii, îmi place să interacționez cu oamenii cărora le place să interacționeze cu mine și care înțeleg cum se face o interacțiune normală. Uh-huh. Sunt, într-adevăr, și eu am pățit, mai ales cât era, cât era faza cu Iubiri Secrete, pentru că Iubiri Secrete a fost o producție ce a atras fani din toate păturile sociale, dar din păcate în continuare sunt foarte mulți oameni din anumite zone care cred că voi aia sunteți reali. Exact, oameni care vin, deci am pățit o fază la acum vreo 6-7 ani de zile, 8 ani de zile, eram pe stradă și nu știu dacă știți, eu la Iubiri Secrete vreun sezon am fost avut scaun cu rotile. Scaun cu rotile. Și a trecut o doamnă de etnie cu familie și mi-a zis așa, deci citez, mama Andrei, ce-ți mai merge picioarele? Așa mi-a zis, în condițiile în care eu în serial eram cu scaun cu rotile. Ideea este că în momentul în care tu faci un tip de conținut și se uită multă lume acolo, evident că atragi oameni de acolo, de acolo, uh-huh, de acolo și așa mai departe. Talentul și datoria noastră ca și content creatori
este să încercăm pe cât posibil să păstrăm o... Mie îmi pare rău acum că e pandemia și că nu pot să fac friends meeting-urile pe care le făceam, să mă văd cu oamenii. Asta țin minte că în 2017, prima dată când ai venit, ai făcut un friends meeting, nu știu dacă aveam, cred că la Costinești. La, da, la Costinești. La Obelisc. Da. Wow, tată, adică tu să vii direct dintr-un friends meeting, adică tu când ai plecat în 2016 nu te știa nimeni, nu te mai știa nimeni. Nu mai știa nimeni. Adică lumea uitase, plus că oricum uitase. Știa pe Andrei, nu știa pe Cătălin. Corect, e corect. Primare, nu e Radu. Corect, corect, ce așa. Ce vorbim? Exact. Adică dacă stau să-mi calculez notorietatea mea reală, cred că sub maxim jumătate de milion care să știe că mă cheamă Radu Țibulc. Radu, nu că Țibulc. Restul, toți ăștia care strigă pe stradă, cred că eu sunt primar la Găureni de Jos. Găureni de Jos chiar există. Exact. Așa era și în cazul tău. Adică pe aia știau pe Andrei, nu știau pe Cătălin. În exact. Momentul în care au venit niște oameni cu care și rezonai, pentru că oamenii care se uitau la tine pe canalul de Backpack Your Life, se uitau cu un scop. Adică nu mai vreau să mai vadă... Iubiri secrete. Bătaia dintre Iani și nu știu care. De exact. Acord, de la Iubiri secrete. Exact. Vreau să vadă călătoriile tale, locurile pe care tu le vizitai, exact. Satisfacția și plăcerea, cred că era una mult mai mare. Era, ăla era, aia reprezenta pentru mine chintesența nebunii astea cu YouTube-ul. Faptul că puteam să vin în România și oamenii știau, bă, ăsta a venit, stă o săptămână și face un friends meeting. Nu contează unde sunt, mă duc să-l văd. Și veneau oameni de toate vârstele, toate ocupații, toate păturile sociale, oameni care erau foarte, foarte, foarte mișto. Și acum, din cauza acestui COVID, eu nu pot să fac treaba asta, pentru că ce se întâmplă? Sunt niște reguli, adică ai putea să faci... Poți, doar până că... în 5.000 de oameni în aer liber. Poți până în 5.000 de oameni? Da, cum? Da. Băi, și până la 2 dimineața. Bă, dacă mie... te și căsătorești, poți până la 5, începând de sâmbătă. A, da, bă, nu, începând de azi, că de, azi e 1 iulie, nu? Mă, de stai, eu aș putea legal treaba asta? Da, legal. Da, poți. Păi, da, păi am fost eu la Nostalgia, 5.000 de oameni în weekend, ești nebun. O, deci și dacă eu vreau... La Nostalgia, deci n-am crezut că voi mai trăi vreodată chestia asta. Nu, jur. Mă, dar tu știi că și om de rând, tu știi că am venit în România, strig cu gândul să-mi duc și eu la o Nostalgia de asta și nu am fost. Mamă, deci te invit la Iași din suflet. E, plus că aici la București, la 12 noapte, se aprindeau luminile. N-am înțeles de ce, pentru că aveau voie până la 2. Până la 2 aveau voie? Da, până la 2 era. La 12 noaptea se aprindea lumine, pac, de afară. La Iași, vibe-ul pe stradă e mult mai puternic decât aici, da. În general, în provincie și Timișoara și lumea petrece mai mult. O să încerc să mă ocup să fac puțin research pentru informația asta, pentru că mie ce mi-e frică la treaba asta este că dacă se întâmplă ceva acolo și vine poliția, zice, cine v-a chemat aici? Ăla. Și tu ai pus-o. Dacă nu ești în conform cu legea, e groasă. De mai ales dacă e pe stradă și așa, deci ai voie 5.000 de oameni într-un spațiu organizat, 5.000 de oameni ai voie. Păi oricum nu se pune problema că n-ar veni cine. Adică despre ce vorbim? Se fac concerte mari, ăștia râd acolo de mine. Ce faceți voi? Am zis ceva greșit? Aproape? Dacă eu eram beat, eu mai știam că era ceasul când m-a trimis să ia acasă. Așa, da. Și la Iași, la 12 se termină. La 12, da? Mai departe. Așa, mie asta mi-a fi plăcut. Astea sunt momentele mișto, pentru că vin foarte, foarte, foarte mulți oameni. Vin cu cadouri, îți aduc, nu știu, bă, acum pe bune. Mai multă băutură decât mi-au dus ăștia de la Iași când am făcut friends meeting. Țin minte în fața palatului, da? Frate, mi-au umplut ăla, cum îi zice, porbagajul. Cu pălincă, cu toate nebuni. Tu știi ce a primit acolo? Câtă băutură am primit? Eu am vrut să vin, dar eram în București atunci. Am vrut să vin la friends meeting-ul ăla. Bă, sunt frumoase, mie îmi place foarte mult, mai ales că la mine, eu de obicei când fac aceste friends meeting-uri, după primele 5 minute, spargem bariera asta, înțelegi că domne, lumea vine, că eu le spun clar. Vorbesc cu oamenii și le spun clar, băi, haideți să nu le comportăm acum, repet, ca și cum ați văzut Michael Jackson. Mm-hmm. Sunt un om care a avut o șansă, a știut să profite de șansa aia și a făcut viața și sunt ca voi, nu avem nicio fel de treabă. Haideți să vorbim acum și o întreb de fiecare dată, ăia care au aruncat măcar o dată cu hate pe canal. Câți dintre voi ați întreținut raporturi sexuale virtuale cu mama mea? Vă rog eu frumos, spuneți-mi, că voi îmi scrieți chestia asta. Băi, și am pățit să vină să zică, băi, Cătălin, știi că uite, la început m-am uitat și m-am luat de tine la pom, mi-am dat seama că nu e cazul. Bine, frate, te respect pentru asta, știi? Deci se întâmplă, friends meeting-urile sunt de obicei, durează o oră jumate, după care rămân ăștia care sunt așa old school, care cunosc foarte bine canalul și mai stăm încă vreo 2 ore să vorbim despre o grămadă de lucruri care mie îmi dau mindfuck complet.
cum îmi iau acum când vorbesc cu tine, oameni care știu mai bine decât mine ce am făcut eu. Mm-hmm. Care zic, a, păi stai mă că n-ai fost, nu știu ce zic, mamă, pentru că puțin. Tu nu dai importanță neapărat lucrurilor respective sau n-ai exact. Cu ce să le asociezi. Plus exact. Că făcând foarte multe, tu nu te gândi că eu nu știu toate vlogurile pe de rost, dar am anumite vloguri din perioade. Din perioade importante din viața mea care m-au impactat foarte tare. La fel cum mi se întâmplă și mie, de exemplu, Jador. Da. Deci Jador știe episoadele din Moldovenii pe care eu le-am scris cu mâna mea. Da. Mai replică cu replică. Eu nu țin minte ce s-a întâmplat în episodul ăla. Și le știe replică. El știe replică cu replică, efectiv. Ceea ce e wow, la fel, uite, de exemplu, știu piese de la Carlos de Motans, dacă mi le pui acum, ți le cânt instant. Aha. Carlos, când era în lansări, venea cu textul la cântare, pentru că lansa foarte, foarte mult. Și atunci era cu totul și cu totul altceva. Cred că e doar în funcție de cum funcționează memoria, știi? Exact. Și cum funcționează creierul. Eu dacă apreciez foarte mult conținutul tău, e normal să-l rețin involuntar. Adică nu stau niciodată să, ei, hai să învăț acum Backpack Your Life, the play. Nu, n-am cum să fac treaba asta. Sau să fac research, hai să văd despre invitatul ăsta. Corect, tot așa. Tocmai de aia zic, bă, ori îmi place, ori știu ce vreau să-l întreb, ori dacă nu... Dă la boală, să fie sănătos, da, să exact. Întrebe altul. Exact, da. Și dacă o să-mi placă cândva, îl chemăm atunci, mai vedem noi. Corect, da. Poate să fie și Sfântul Petru, că sunt oameni foarte valoroși, de exemplu, dar care pentru mine n-au reprezentat nimic în toți anii ăștia. Corect. E egoist, poate, ce spun, dar pe de altă parte, cred că e foarte sincer și benefic pentru, și pentru oamenii care se uită. Așa pentru e. Că uitându-se la ceea ce se întâmplă aici, probabil... capătă o energie și o apropiere față de discuția pe care noi o purtăm și simt că ei participă la ea mult mai mult decât dacă s-ar uita acum, nu știu, la un interviu de la Formal. Bun. Și care a fost prima țară pe care ai vizitat-o, Cătălin? Păi, tocmai asta este treaba, că de-aia mie mi se pare foarte interesant ce ai făcut aici și ce faceți aici, pentru că, într-adevăr, eu nu știu dacă el se uită la Backpack Your Life sau a făcut research-ul ăsta ca să iasă bine podcast-ul acum, sincer să fiu. Dar într-adevăr, sunt niște întrebări și sunt niște chestii care mie îmi ridică semne. Adică sunt surprins. Și este foarte greu să fiu surprins, pentru că în general am mai fost la diverse interviuri și unde te-ai mutat dacă ai putea mâine să nu știu ce? Sunt chestii de astea generice de oameni care... Nicăieri. Care, corect. Despre oameni care nu știu nimic despre mine. Îi înțeleg, nu trebuie acum să te apuci să știi despre fiecare în parte, dar aici, într-adevăr, se vede că tu știi lucrurile astea, înțelegi? Și atunci am ridici niște, îmi pui niște întrebări la care eu nu m-am gândit. Eu când am venit aici nu m-am gândit ce o să vorbesc, ce o să răspund, ce se va întâmpla, înțelegi? Și de aia sunt cumva că mi-ai zis, mama, aia. Și încerc să mă gândesc. Și faptul că eu mă gândesc la anumite răspunsuri e deja o validare a faptului că întrebările sunt foarte relevante și că tu cunoști bine tot subiectul. Iar treaba asta este lăudabilă unul la mână. Dacă ești fan și te-ai uitat la Backpack Your Life foarte tare, dacă ți se pare că Backpack Your Life e un căcat, dar tu ți-ai făcut research-ul pentru podcastul ăsta, la fel este foarte tare pentru că ți-ai făcut research-ul pentru ceea ce faci, știi? Nu-ți dai seama cât timp era, cât timp aveam nevoie să fac research-ul ăsta, adică nu renta sub nicio formă. Corect, plus da. Că știi care e chestia? Eu mă bucur în cazul tău, pentru că știindu-te de atât de mult timp, observând parcursul tău, mă bucur că eu le-am arătat lor canalul tău. Adică primul om cu care am vorbit despre tine a fost Nenciu, că stăteam împreună în aceeași casă. După aia a fost prietenul meu Miță, care a și vrut să vină în excursia din Vietnam, el fiind plecat prin toate părțile lumii și el, dar nu neapărat călătorind. După care Măciuca a fost la fel, i-am zis, uite, hai să-ți arăt un canal șmecher pe care l-am văzut aici, foarte mișto, îți vezi ce mișto face găgeul ăsta, călătorește peste tot prin lume. Și așa mai departe. Și exact senzația asta pe care am avut-o când te-am descoperit pe tine, am avut-o acum un an jumate, doi aproape, în septembrie să fac doi, când l-am găsit pe Îmi Place Să Mănânc. Când făcea, Lenghele uriaș. Când făcea vloguri cu casca pe cap. Lenghele uriaș. Lenghele, eu în continuare, deși eu l-am cunoscut pe Lenghele pentru prima oară în viața mea și singură în viața mea la un YouTubers gathering undeva pe la o cabană prin munți, în care am fost eu, au fost ăștia de la Sanchez Journey, Bogdan Pricope, Everyday Holiday și a apărut și Îmi Place Să Mănânc. Avea undeva la vreo 10.000 de abonați. Lenghele este uriaș. Deci eu îl știu pe el de când tot așa, avea câteva sute de abonați. Da. Și filma cu camera pe cap, POV. Da.
Da. Eu POV de asta mai văzut sunt mai pe Pornhub înainte. Da. Păi tot un fel de porn, dar e... POV-uri de ele dădea la mâncare. Da. Și ne-am arătat oamenilor. Eram într-un booking aici în București, venisem la un casting, ceva. Și zic, hai să vă arăt ce am găsit. Zice, du-te-ți bulca, ești nebun. Da. E... Cum poți să te uiți așa ceva? Bine, nu era accentul chiar așa proeminent, am exagerat. Zic, du-te, ești nebun, cum poți să te uiți așa ceva? Zic, bă, uite, mi se pare amuzant, hai să ne mai uităm. Mânca cea mai proastă șaorma din Beclean, nu știu de unde corect, dracu, da, da, din Beiuș, din Alești, din da, ceva da, de genul ăsta. După aia, cel mai nu știu care burger. Și mă uitam la toate alea, până când am văzut că omul a căpătat o amploare foarte mare. Adică eu de atunci nu l-am mai urmărit un an de zile. Atâta, am avut o săptămână, m-am uitat la mâncăruri. După un an, de, pentru că îmi făcea poftă de mâncare. Deci când nu mi-era foame, mă uitam la el, mi se venea să mănânc. Și acum, deci mă gândesc să facem o comandă, jur. Deci numai când m-am gândit la șaormele alea. După aia, mă uit la, bă, cum îi spune, la peste un an și ceva, vine măciucă. Zic, hai să arăt un, hai să arăt Neculai, unul să vezi ce face. Și are 100 și ceva de mii de abonați, Neculai. Și m-am dus în casă la niște medici rezidenți, care asta făceau tot, în timpul lor liber, să uitau la ăla cum mânca. Ceea ce pentru mine a fost șocul. Am zis, bă, băiatule, tată, ești nebun. Pentru că el e un fenomen. Deci, aia e ceva fenomenal. Da? Nu e vorba nici de talent, nu e vorba nici de vreo știință, e vorba despre faptul că la crapă în el și filmează când crapă în el, că nici vreun review nu-ți face, adică ai să fii serios. Da. Îți spune că e medie sub magie, pasta medie. Da, știi care e chestia la Lengel, care e treabă foarte tare la el, pe care nu știu câtă lume știe să răspundă la întrebarea asta pe care o s-o pune acum? E foarte greu să-ți dai seama ce este pregătit de el și ce reprezintă el, pentru că multe chestii pare că joacă un rol, în multe chestii pare că e real 100%, dar oricum ai pune problema, deci oricum ai pune problema, el este un tip foarte retras. Eu când l-am văzut atunci, prima oară și singura în viața mea când am stat la masă cu el și am mâncat cu el, deci am avut norocul să mănânc cu Lenghe la masă, frate, acum, pentru mine a fost un moment, eu atunci nu mi-am dat seama, când mi-au zis băieții, băi, că vine un băiat care face ceva cu mâncare, eu habar n-aveam, știi? Ai super. Crezut că vine cine știe ce salt bain, vreun musăret, stai aici Vita. Exact, eu nu știam. Și el a venit, stătea acolo frumos, era pe treabă lui și făcea lucrurile extrem de retras, extrem de cu bun simț, extrem, deci absolut, nu știu câte avea canalul, câteva mii de abonați, nu mai țin minte. Ideea este că Lenghe, într-adevăr, este un fenomen. Eu îl consider, din punctul meu de vedere, printre cei mai ciudați, interesanți, anti-creator de conținut, dar care este creator de conținut, el a spart toate normele astea, toate barierele astea pe care le gândești despre content creator. Aia el e dovada faptului că hazardul e un procent semnificativ din ceea ce se întâmplă nu numai pe internet, peste tot în, viață, în domeniu cu publicul și în viață chiar. Așa e, exact. Așa e. Pentru că acolo nu e nimic a gândit, hai să fim serioși, adică mie era gândit că s-a dus la Istanbul, acum le gândește, știi? Și e mișto. Frate, și aia cu polis, n-are cum să fie, mă, n-are cum să fie aia. Nu, uite cum o zis aia, mă, ăștia nu știe că e poliție. Nu, fii atent, ăștia trebuie să le zică cineva că scrie polis pe mașină și... Trebuie să scrie poliție, să le zică cineva. Dar, noi de 3 zile încercăm să-l convingem pe Nenciu de faptul că el chiar nu știa că se scrie polis în turcă. Da. Nenciu zice că nu, el n-are cum să... A zis așa, un om care a ajuns de la Oradea la Istanbul pe picioarele lui, sigur știe că în Istanbul, în turcă e polis. Ca să fie lucrurile clare, cu o zi înainte să călătorească, Lenghel mi-a scris pe Instagram. Am și o întrebare, că tu călătorești, că noi vorbim... Eu trebuie să-mi printez biletul fizic sau pot să are pe telefon că mă sui în avion? Asta mi-a scris. El voia să plece în Vietnam. Deci discuțiile pe care le-am cu el, voia să plece în Vietnam. Nu se mai întorce. Să se ducă în Vietnam. Și face că vreau să mă duc pe acolo, nu știu ce, că cum e pe acolo, cum e. Și am zis, băi, tu te-ai super ok, nu e niciun fel de problemă. Că tu vrea să de ce l-ai încurajat în nebunia asta? De ce, frate, tu ești nebun să mă uit, să stau la mine în cameră să mă uit la Lenghel în Vietnam? E ireal asta. Deci asta este ireal. Aș face chestia asta oricând. Da. Deci nici nu vreau no, să... frate, că ăsta a mâncat pe degree, sub medie. Nu, mă, e... Ăsta a mâncat purâni, ai păstă medie. Într-adevăr, tot ce face el și mie mi se pare
și mie îmi place foarte, foarte, foarte mult. Mai ales că, repet, când am văzut și am stat la masă, eu stăteam aici și mâncam MBS. MBS? Așa, mămăliguță. Mămăliguță cu brânză și smântână. Da. Deci că, când mâncam ca asta, când ne-am văzut de Crăciun undeva la începutul 2020, ceva de genul ăsta, la o cabană în munți, stăteam, eu nici nu mi-am dat seama, nici nu știam de canalul lui. Eu după am aflat de canalul lui, deși stăteam la masă cu omul și vorbeam, întrebări, chestii, nu știu ce, habar, n-aveam ce acolo. Deci mie mi se pare că ăla este creator de conținut 100%, pe care nu-l interesează cum filmează, pe care nu-l interesează nici măcar o chestie tehnică, care merge pur și simplu cu GoPro 7 pe care le are, cred că și-a schimbat acum cu un GoPro 8, cu care merge și filmează niște chestii complet random, care nu ține cont de absolut nimic, care nu are niciun fel de edit, ăla frate. Deci aia e o chestie ireală. Să produci conținut fără să-l editezi, fără să-l cosmetizezi și lumea să se uite și să rupi, aia artă. E wow, da. Da. E wow. Dar știi care a fost, cred că, momentul boom-ului lui? La început el nu și-a arătat fața. Eu când l-am descoperit, exact, numai POV. Exact. Acum când și-a arătat și fața, abia acum este nebunia pământului. Dar Lenghe l-a mai rupt cu chestia asta, că s-a creat o comunitate întreagă în jurul lui și sunt mii de meme-uri. Deci, cum să zic, sunt pe grupuri din astea, eu sunt pe grupuri în care e real, în care sunt poze cu el de prințeze din Istanbul și zic, uite ce frumos e Jeff Bezos și a cumpărat niște ochelari. Uite-l pe Johnny Sins de Oradea. Deci, ce ai, mă, e cu... deci, cum să zic, are și niște fani și niște oameni care îl urmăresc. Omul, cum să zic? Păi, dacă ți-ai zis că medici rezidenți stăteau în timpul lor liber și devorau clipuri de la nou. Ceau, îmi place să mănânc aici, fraților. Astăzi are să mergem într-un cartier unde e o stradă cu șaormie. Băi, dar era... aici... Exact. Dar era... ai văzut jocul lui de picioare, jocul de glezne, da, când sună livratorul la ușă? Cum să nu? Dacă stai așa și faci... Lenghel pe mine m-a câștigat în momentul în care el făcea mic dejun, nu știu ce, hotel... Bă, și l-a bătut cartela aia, mă, pe care trebuie să o bagi în perete, mă, să ai electricitate. Mă uitam, bă, se bătea cu cartela și făcea, nu, păi cât stau aici, eu nu mai mănânc în viac, că el vrea să-și cumpere de mâncare, mă, deci nu vrea să bagi cartela aia acolo. Da, și eu mă gândeam, bă, nu se poate. Deci m-am uitat la secvențele alea, am pus pe 0,75% să încerc să mă gândesc, bă, hai mă să văd un punct, un cue point undeva unde omul poate a regizat asta, că n-are cum, nu se poate așa ceva. Foarte mișto. Bun. Cătălin, în toată experiența asta ta de când ai tot călătorit peste tot prin lumea asta, vreau să te întreb mai întâi de toate care a fost cel mai frumos moment și cea mai frumoasă amintire pe care o ai în minte acum așa la rece. Sigur, băi, poate ți-e greu să selectezi, dar prima care îți vine în minte, cea mai frumoasă amintire? Cea mai frumoasă amintire este cea în care am aterizat pentru prima oară în viața mea în Bangkok, în Thailanda. Chiar dacă e un oraș foarte mainstream și foarte nebun așa, pur și simplu atunci a fost pentru prima oară când am simțit, băi, sunt eu cu camera mea într-o cultură diametral opusă față de ceea ce am trăit eu până în momentul respectiv, oameni complet diferiți. A fost un sentiment pe care și acum când mă duc în diverse țări și în diverse orașe, încerc să-l recreez. De multe ori reușesc, de multe ori nu reușesc. Și cel mai periculos moment, cel mai... Bă, cel mai periculos moment este pe care vi l-am spus acum înainte să dăm rec, legat de Africa. Chiar dacă statistic vorbind este mult mai periculos în America de Sud, pentru că în America de Sud există cultura violenței. În America de Sud riscul cel mai mare este ca un nebun de pe stradă să ia un cuțit să te taie pentru că așa vrea el. În Africa treaba asta nu există. În Africa există un respect foarte mare față de oameni, ne-am simțit de siguranță tot timpul, doar că acolo problema mare este atât de terorism și autorități. Pentru că ai terorism, de aia ai autorități care au o foarte puternică autoritate. Uh-huh. Ceea ce înseamnă că, de exemplu, Rwanda este o țară în care scrie clar în lege că nu ai voie să filmezi obiective, dar clădiri ce aparțin de guvern. Dar din punctul lor de vedere, ce înseamnă ce clădiri guvernamentale reprezintă tot. Okay, de la adică aeroport, nu e clar definit. Pe lângă treaba asta, nu ai voie să filmezi poliție. Dar poliția este la fiecare intersecție. Deci sunt foarte, 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 foarte multe lucruri. Dar oamenii ăsta acolo pe stradă ca să aibă grijă să nu fie teroriști, pentru că teroriști acolo răpesc. Și ce răpesc? Străini. Tu ești
o persoană de culoare, tu ești de culoare acolo, nu ei. Uh-huh. Oamenii sunt foarte mișto, sunt foarte ok, extraordinar de respectuoși. Doar că eu acolo nu m-am simțit de siguranță. Eu m-am simțit mai în siguranță în favelele din Columbia sau din Brazilia sau din Honduras sau din Salvador, deși acolo riscul era foarte mare, infinit mai mare. Diferența este că vorbind limba și nefiind eu 100% alb, în sensul că eu în momentul în care merg pe acolo, oamenii nu zic, bă, ăsta e străin. Dacă mă stau și la plajă 2 săptămâni, deja mă cadrez foarte bine. Eu nu m-am simțit de siguranță. Am aproape 2 ani de zile de America de Sud și doar 2 luni jumate de Africa. Și stresul și panica pe care le-am trăit în Africa nu se compară cu nimic din ceea ce am trăit vreodată în viața mea în America de Sud. Dar asta este din punctul meu de vedere ca vlogger. Dacă mă duc în Africa fără să am această chestie cu a filma, eu consider că este unde a fost eu în Africa. Sau cred că, da, cred că depinde, că până la urmă continentul african e un uriaș, e al doilea ca întindere după Corect. Asia. Și eu am fost în, eu chiar am fost în țările care sunt super safe. Deci nu am intrat în Congo, în Central African Republic, Burkina Faso. În ziua în care eu am ajuns în Rwanda, un grup de 10-12 copii între 12 și 14 ani au măcelărit un sat întreg din Burkina Faso, au omorât peste 160 de persoane. Wow. Membrii ai unor organizații teroriste din partea aia care erau afiliate ISIS. Uh-huh. Deci acolo e, cum să zic, sunt țări acolo în care tu, de exemplu, țări ca Sierra Leone, țări ca, nu știu, Central African Republic, acolo te duci cu bodyguard. Când ajungi la aeroport, există servicii din astea, oameni, unul care vine după tine, îl plătești cu 300 de euro pe zi pe ăla sau cât o fi, și ăla stă cu mitraliera la ușă la tine, să aibă grijă că nu vine cineva să te răpească, pentru că acolo nu vrea să te omoare, dar te răpesc. Vor să obțină recompensă. Exact, și zic, bă, noi cerem 1 milion de euro, dacă guvernul dă 100 de mii, ei sunt fericiți. Uh-huh. Așa se gândește acolo, sunt niște probleme foarte, foarte, foarte mari, dar da, acolo, călătoria asta prin Africa, cred că a fost cea mai, așa, sketchy. În toate momentele astea când tu pleci prin lume, e foarte important să poți să surprinzi ceea ce tu trăiești, mai ales pentru vlogul tău, dar cred că și pentru păstrarea vie a amintirilor tale, pentru că și tu te bucuri de ele, după cum spuneai mai devreme. De asta e foarte important să nu cumva, într-un moment de ăsta cheie, să rămâi fără baterie. Atât la telefon cât și la cameră. Clar. Drept pentru care cred că o să-ți fac cel mai folositor cadou în seara asta, și anume această baterie de la Bank of Energy, din partea celor de la CryptoData. Wow. Ea e dotată cu toate mufele pentru orice tip de telefon, și Type-C, și USB, și USB, pardon, și iPhone. Baterie pe care cât vei trăi în București, nu va trebui să o porți după tine în lunile astea, pentru simplu fapt că un astfel de energomat, bine, asta e modul de baterie, că e pui de energomat. Energomatul e mai mare, are și mai multe baterii, îl găsești la tot pasul prin toate locațiile de prin București, trebuie doar să-ți descarci aplicația Bank of Energy, okay. Scanezi codul QR care se află pe fiecare energomat și cu doar 1 leu pe oră poți închiria o baterie cu ajutorul căreia să-ți încarci telefonul. Se va reține un depozit de 48 de lei, deci dacă nu vrei să o dai înapoi, practic ăsta este prețul, 48 de lei și ai păstrat bateria. Dacă vrei să o dai înapoi, tot în aplicații găsești pe hartă cel mai apropiat energomat, o lași acolo și atunci s-a rezolvat povestea. Câte ori ai folosit-o, atâția lei plătești. Primele 5 minute de încărcare sunt gratuite. Revenind la povestea noastră, ce crezi tu că se va întâmpla cu Backpack Your Life în următorii ani? Cât crezi că vei mai călători? Băi, asta este problema. Chiar asta vorbeam și cu maică-mea, vorbeam cu familia. Eu nu-mi imaginez viața altfel. Evident că pe măsură ce avansezi în vârstă, poate vei călători altfel. Poate vei călători mai puțin sau mai rar. Poate vei sta mai mult în diverse locuri pe care le vizitești. Poate nu vei mai fi așa un continuous run cum sunt eu acum. E foarte. Știi care e chestia care nu se vede pe cameră și mi-o zic toți oamenii? Eu am un ritm extraordinar de alert, căruia nimeni nu poate să facă față. Uh-huh. Oamenii cu care am călătorit mi-au zis clar, bă, după 3-4 zile cu tine eu simțeam nevoia să mă culc, eram obosit. Eu am un ritm foarte, foarte, foarte alert, la mine totul s-a întâmplat extrem de repede, dar știu că voi face exact ceea ce fac acum și în 10 ani de acum înainte,
cu siguranță că nu o să mai fie la același ritm. Adică eu aș vrea cumva ceva de genul să locuiesc undeva 3, 4, 5 luni pe an și restul să mă mișc. Pentru că pe măsură ce avansezi în vârstă, cum vorbeam și mai devreme, nu mai ești la fel de flexibil, vrei alte lucruri, se schimbă cumva prioritățile. Dar sunt convins 100% că, nu știu, chiar dacă România e țara mea și o să rămână în sufletul meu tot timpul, nu o să renunț la călătorit. Că va fi sub alte forme, nu pot să spun că voi călători în 10 ani cum o fac acum, dar sunt convins că asta mă va defini. Pentru că este o adrenalină și o dependență de sentimentul acela de a ajunge într-un loc nou, ce nu poate fi suplinit, nu poate fi, nu știu, replaced de absolut nimic. Dar uite, apropo de ideea asta cu câștigurile și cu veniturile, ai o statistică în clară, în clar, asupra veniturilor pe care ți le-a generat canalul ăsta de YouTube și activitatea asta din cei 5 ani de zile? Băi, există o statistică. Cât ai reușit să strângi? Cât am reușit să strâng ca bani? Da, nu cât ai produs, cât ai reușit să strângi. Adică, care sunt economiile tale din treaba asta în ultimii 5 ani de zile? Băi, economiile astea mele, fără să intru foarte, foarte, foarte mult în detalii, îmi permit mie, în momentul de față, îmi permit mie să-mi programez perioada după care eu nu voi mai exista în mediul online, să spunem. Adică eu acum cumva îmi pregătesc, eu știind că lucrez, sunt freelancer, că îmi plătesc taxele singur, că nu am aia, că nu am aia, că nu am aia, eu lucrez foarte mult cu, am multe asigurări private, cu capital, astfel încât să pot ia niște bani când ajung la 60 ceva de ani, și eu îmi pregătesc foarte mult perioada după 45-50 de ani, pentru că știu că în momentul respectiv, când o să ajung acolo, nimeni nu o să-mi dea absolut nimic, pentru că nu sunt eligibil, nu pentru că nu știu ce se întâmplă. Iar eu, în secunda de față, de fiecare dată, în fiecare lună, la mine este important ca cel puțin 30% din banii pe care îi fac să se ducă către acel fond. Pentru că știu că această ocupație, această îndeletnicire, că, repet, mi-este foarte greu să spun acum carieră. Carieră, eu consider în momentul în care te apuci. Un proiect, da. Poate peste 20 de ani, peste 10 ani o să fie carieră. Poate o să fie cursuri, la fel cum și gaming-ul. Acum 20 de ani lumea zice, ce te joci StarCraft, Counter-Strike, nu contează. Și acum sunt multe țări în lume care au luat sportul electronic, e-sportul, și pur și simplu l-au integrat în societate. Sunt oameni care se duc la școală să învețe să joace Counter-Strike și alte nebune, alte jocuri de genul ăsta. Așa cred că o să fie și cu asta, cu nu influencing-ul, că content creation-ul, să-i spunem așa. Ok, da. Influencereala așa a picat într-un derizoriu în ultima perioadă. Și din pricina unor impostori. Eu cred că pe bună dreptate. Eu cred că pe bună dreptate, mai ales din cauza ceea ce se întâmplă pe Instagram, mai ales din cauza sau datorită creșterii fulminante a anumitor nimeni, să spunem, pe TikTok în anumite momente, se întâmplă, este cât se poate declară treaba asta și ok. Dar acum și mai trebuie să fie foarte selectiv, să vadă, băi, cine e cu adevărat cine livrează cu adevărat conținut și cine este așa o prezență cât se poate de sporadică pe aplicațiile astea. Dar eu mă gândesc foarte, foarte, foarte mult, sunt o persoană care, eu dacă într-o lună de zile fac 1000 de euro și cheltuiesc 950 de euro, eu sunt fericit. Dar eu tind să mă duc în direcția în care cel puțin 30-35% din banii pe care eu îi fac de pe toate canalele, de pe toate căile posibile, să încerc să-mi pun deoparte, pur urmă să, eventual o să încerc să investesc în ceva. Am în gând să reiau tururile Backpacker Life undeva pe la anul, vreau să-mi fac o agenție de turism care să se bată cu toate celelalte agenții de turism, să fie o anti-agenție de turism, al cărei motto să fie apelezi la mine o singură dată, pentru că dacă vii cu mine, eu te voi învăța să călătorești fără să mai trebuiască să mai dai banii în ziua de turism. Mă gândesc evident la ce se va întâmpla cu viața mea de peste 10-15 ani, dar nu foarte, adică nu sunt foarte nu mă preocupă extraordinar de mult. Am început să mă gândesc la treaba asta de 2 ani de zile, pentru că înainte ești tânăr, nu te interesează, ai 25 de ani tu. Mă interesează. Te interesează? Te gândești la asta, da? Da, cum? Normal. Mă, păi înseamnă că ești super tare, eu la 25 nu ani... Nu mi se pare că super tare, mi se pare că am bătrânit prematur. A, sau așa, da. Și asta este o metodă de a vedea situația. Eu la 25 de ani
Și nici nu mă gândeam, nu, adică nu mă gândeam ce o să însemne 35 sau 40 sau 30 măcar. Dar știi la ce mă gândesc eu în legătură cu tine? Eu cred că, uite, și cunoscându-te acum real, dar n-aveam vreun dubiu în legătură cu treaba asta. Ești un om extraordinar de bine pregătit. Cunoști foarte multe lucruri, ești un om care e limpede că studiază, se informează constant și asta se vede și te și ajută foarte mult și în ceea ce faci și în felul cum poți să rezolvi niște probleme aparent foarte complicate, poți să le găsești o rezolvare foarte simplă. Pe lângă asta ai și curajul obținut de pe urma acestor călătorii și a acestor experiențe, interviul cu Popei, care e asasinul lui Pablo Escobar și așa mai, asasinul angajat care lucra corect pentru mâna Pablo Escobar, mâna dreaptă lui Escobar. Și așa mai departe, foarte multe dovezi de curaj pe care tu le-ai făcut, simpla ta activitate, repet, mie mi se pare o dovadă de curaj. De asta cred că e potrivit întrebarea, dacă tu nu cumva te-ai gândit sau dacă te gândești să duci treaba asta la un alt nivel, pentru că uite, așa cum Booking s-a născut dintr-o nebunie și acum e sponsor la Euro 2020 cu una, cred că, dintre cele mai tare reclame pe care le-am văzut vreodată. Așa e. Și inclusiv muzica celor de la Opus, care mi se pare senzațională pe ideea de călătorie și de ceea ce înseamnă Booking.com. Mai departe, mi se pare foarte mișto faptul că cea mai tare agenție de turism nu are nici măcar un hotel. Mi se pare foarte tare ideea de Uber și așa mai departe. Eu cred Correct. Că tu poți să fii unul dintre oamenii care să ducă treaba asta la un alt nivel, mai ales prin prisma faptului că dacă va fi să o faci, o vei face cu sufletul și cu expertiză. Nu oricum, adică n-ai face-o după ureche sau pentru bani și atât. Băi, am avut niște proiecte foarte mari, un proiect pe care o să-l spun aici, la care am început să lucrez de aproximativ unul de zile și pe care nu știe nimeni, încep să scriu o carte. Asta va fi ceva ce va schimba foarte mult, pentru că în cartea respectivă am făcut un brainstorming cu mine de vreo 2 luni de zile, prin care să scriu niște idei, să fac o structură. Voiam să fac și o aplicație, am o idee de o aplicație pe care vreau să o pun cumva să meargă mână-mână cu cartea respectivă, pentru că vreau în cartea respectivă să fie așa o poveste, un fir cronologic al evenimentelor prin care am trecut eu și vreau cumva ca oamenii care se uită la mine, care citesc cartea și care poate vor, more or less, sună foarte așa, știi, chestia asta, să meargă în urma pașilor mei, sună super dubios, dar oameni care zic, bă, poate trăiești o aceeași chestie, să poată să facă chestia asta prin accesul la o aplicație. Dar, repet, în momentul de față asta este strict la nivel de idee, dar ăsta este un proiect foarte, foarte mare pe care l-am eu. Pe de altă parte, eu cred că succesul meu și ceea ce vreau să fac eu în viața asta, I have to stick to the basic. De ce se uită lumea la mine? Pentru că iau camera în mână și pentru că mă duc și filmez. Atât timp cât aia mă definește așa, atât timp cât chestia aia îmi place, vreau să fac aia. Indiferent că am 35, că am 45, că am 55 de ani, pentru că sunt foarte mulți oameni care fac YouTube în acest sens și au 45, 50, 55 de ani. Deci vârsta nu e o limitare aici. Asta nu, categoric. Evident că o faci altfel, pentru că e altă vârstă, privești viața cumva altfel, înțelegi? Dar în momentul în care tu capeți notorietate și ai succes, tendința este de a te desface ca un evantai și a încerca, hai că fac și asta, hai că fac și asta, hai că fac și asta. Dar tu trebuie să înțelegi că oamenii au venit la tine pentru chestia aia. Tu trebuie să livrezi conținutul ăla, mai ales dacă îți place și dacă vrei. Ăsta este unul dintre motivele pe care, o să spun aici că se poate declar, pentru care eu nu aș face niciodată ce a făcut MyTH. La ce te referi? Nu, în sensul care ai intrat, ai făcut ceva pe online și poți mai renunța la online pentru că te-ai apucat de alte chestii. La mine asta nu se va întâmpla. Pentru că ce se întâmplă? Eu nici nu vreau să fac neapărat alte lucruri. Pentru mine, ideea de a călători este în sângele meu și de a filma în timp ce călătoresc și chestia asta este în sângele meu. Deci eu știu că se poate declar că la mine eu nu cred că o să fiu o persoană diferită în 10 ani de acum, nu cred că o să vreau să mă bag în chestii mai mari pentru că unul la mână, nu pot să le manageriez, doi la mână, nu am chef să le manageriez, nu am energia și nu vreau treaba asta și trei la mână, consider că
sunt mulți oameni care au crescut cu canalul meu, sunt oameni care aveau 15, copii care aveau 14-15 ani, care acum au 20 de ani și care și poate la 30 de ani sau la 25 de ani, de dorul nostalgiei și de al melancoliei, se vor uita la Backpack Your Life. Și eu cred că acolo excelez. Eu cred că ce mă separă pe mine de restul travel vlogurilor, sunt la o parte cifre, experiență, expertiză, nebunii. Este vorba de o anduranță foarte puternică și foarte bine pusă la punct pe care o am în legătură cu munca. Nimeni, absolut nimeni din România care face vlog, și nu mă refer la vlog de travel, mă refer la vlog, nu este în stare și nu poate. Bine, nu zic asta, nu zic asta în sensul că nu e în stare, domne, că persoana respectivă nu poate. Zic că oamenii nu au energia necesară ca să țină pasul cu cum fac eu lucrurile. Nu se poate chestia asta. Îți dau un exemplu. Am ajuns după zborul din Rwanda, 24 de ore, probleme, am ajuns la hotel la ora 21 noaptea. Am stat până la 5:30. Am văzut pe story, ca să montez. Să montez clipul care avea momente din 3 luni de zile de Africa. Pentru că eu nu am putut să accept ideea de a mă pune în pat fără să termină ăla. M-am pus în pat, l-am dat la randat, am văzut cât randează, am dormit 10 minute, am văzut că mi-a zis laptopul, băi, în 10 minute vezi că e gata ăsta, m-am trezit și l-am urcat. Chestia asta este extrem de greu să o înveți și extrem de greu să o stabilești. Îmi aduc aminte că am călătorit acum prin Ucraina cu Montrey, un băiat foarte ok, tânăr, de foarte mult bun simț, dar era dat peste cap complet. Pentru că am fost împreună și pentru că eu aveam un ritm de lucru extraordinar de rapid. Deci noi am ajuns după 2 zile și jumătate petrecute la Cernobâl și cât el în camera de hotel își făcuse duș, eu îmi făcusem premontajul la clip. Nu m-am schimbat, nu am nimica, pentru că eu am o rutină. Eu acum când mă duc acasă după ce terminăm ăsta, eu știu. Montez ce ai filmat. Eu știu, am filmat asta, trebuie să fac asta, hardul este acolo, eu am o rutină. Când am ieșit, când am venit în casă de afară, am luat cardul, am pus cardul în laptop, am făcut primul backup, după care am luat hardul, am două harduri. Am un hard pe care fac alt backup, am al treilea hard, care e hardul meu forță, pe care am al treilea backup la chestia asta, editez totul, nu ștere nimic de pe niciuna dintre device, storage devices-urile astea și doar în momentul în care public clipul alea dispar. Iar asta se întâmplă, indiferent că sunt cu Valentina, că sunt cu maică mea, că mă simt rău, că mă doare capul, că sunt bolnav. Pentru că dacă nu păstrezi rutina asta și dacă nu ți-o, cum să spun, să fie organică, să facă parte din tine, corpul meu nu simte nevoia să se ducă la toaletă, nu simte nevoia să mănânce, simte nevoia să termine cu treaba aia. Pentru că dacă eu nu termin cu chestia aia, se vor aduna vlogurile din spate, vin foarte multe clipuri și nu pot să mai livrez conținutul așa cum îl vreau eu. Iar la acest ritm, cred că în România, în momentul de față, la acest ritm să facă față sunt foarte, foarte, foarte puține persoane. Să zici, mă trezesc dimineața, mă duc afară, îmi schimb cazarea, iau un taxi, mă duc să vizitez asta, fac treaba asta, editez, postez, mă iau din nou de la capăt și multiplic treaba asta cu 100 de zile. Dar te simți obosit? Nu. Asta cred că e cel mai important. Nu. La mine energia este, eu mă regen, eu durm foarte puțin, eu am niște reguli, eu mă scol în fiecare dată la 5:45. Indiferent că pot mai stau în pat sau nu, eu mă scol la 5:45 pentru că eu lucrez foarte bine în perioada 6-8 dimineața. Atunci sunt super productiv și știu chestia asta. Nu mă simt obosit, dar mi-am dat seama că pe măsură ce avansez în vârsta la fel, există un soi de burnout care nu se manifestă în neputința mea de a edita clipurile, ci în lipsa mea de creativitate. Și de aia de multe ori este bine să pur și simplu, să înțelegi, trebuie să renunți. Să iau o pauză, nu să renunți, știi? Ai luat o pauză, ai renunțat, ai scăpat de adicția de a atinge camera. Hai mă că vreau să pun mâna pe cameră. Nu pun mâna pe cameră pentru că știu că nu o să scot ceva bine. De ce? Pentru că vine din necesitate și nu din dorință. Vine din nevoie. Bă, vreau, simt eu nevoia să fac chestia asta. Nu. Trebuie să vină din dorință, din chestia, băi, vreau să fac asta. Și atunci ai succesul garantat, succesul garantat. Și oamenii abonații simt chestia asta. Oamenii își dau seama. Oamenii care mă știu și care, bine, nu doar pe mine, pe orice fel de creator de conținut, în momentul în care te cunosc, oamenii știu. Ăsta e clip de umplutură. Și zic, ăsta l-a făcut ca să-l pună și ăla acolo, ca prostul. Și am multe clipuri de umplutură. Pot să spun că din 700 clipuri pe care le-am făcut sau 680, cel puțin 20% sunt clipuri care
nu știu, pe care acum uitându-mă în spate, poate că nu l-aș fi postat. Doar că aia era conjunctura, aia am scos, nu sunt mulțumit de tot contentul pe care l-am, dar am o strategie care în limba engleză se numește așa. First shoot, then aim. Mulți oameni când vor să se apuce de ceva, se apucă, se pregătesc, își cumpără camere, fac asta, fac tot și nu știu ce să facă. Filozofia mea a fost alta. Mă duc, filmez, fac conținutul și văd ce scot de acolo. Nu procrastinez acum să zic, bă, stau un miliard de ani să mă pregătesc, nu știu ce. Nu. Conținutul trebuie să iasă acolo, trebuie să fie, oamenii vin o dată la 2-3 zile pe canal să vadă ce se mai întâmplă. Și eu trebuie să le livrez, chestia aia. Și de obosit, nu. Deci sunt 6 ani aproape, bine, de când am plecat, da? Eu nu mă simt obosit deloc. Familie, copii? Nu, niciun caz ăsta. Eu am multe motive. Nu. Și spun și de ce. Unul la mână, pentru că treaba asta nu există în mine și era o dorință pe care... Nu-mi doream treaba asta nici înainte să călătoresc. Ok. Deci nu exista chestia asta. Și doi la mână, nu vreau să atrag pe altcineva în acest vortex de irresponsabilitate în care trăiesc eu. Pentru că maica mi-a spus de foarte multe ori, bă, tu te gândești numai la tine. Călătorit ăsta de unul singur de multe ori, băi, îți creează un soi de egoism. Da. E normal. Și eu sunt convins, sincer să fiu, sunt mai sigur, sau nu, că, cred că sunt șanse mai mari să am un copil la un moment dat decât să fiu căsătorit. Adică eu nu exclu varianta în care cunosc o gagică cu care mă înțeleg foarte bine, ea vrea un copil, facem un copil, eu îi spun din start că eu voi fi o prezență financiară în viața copilului, cel puțin la început, și că vreau să ajut pentru că nu sunt un personaj, nu sunt un om denaturat, dar eu dacă stau în casă cu persoana respectivă și mâine eu vreau să plec să călătoresc, nimeni nu mă va opri de la chestia asta. Nimic. Niciodată nimic. Pentru mine asta este prioritar. Și atunci știu că se poate declara că vreau să am grijă de persoana de lângă mine, că eu nu știu ce fată cu care mă înțeleg, nu vreau să-mi bat joc și de aceea eu sunt foarte deschis la treaba asta. Că asta se poate schimba la 45 de ani, fără discuție, pardon. Și acum sunt diferit față de la 25 de ani. Nu zic că nu se va întâmpla niciodată, dar acum și in the foreseeable future, nu cred că voi ajunge în punctul ăla. Pentru că sunt atât de multe lucruri pe care nu le-am văzut, cum ți-am spus, am călătorit multe ori, încerc. Am dus în țara aia din nou, în țara aia de 6 milioane de ori și asta este foarte interesant să vezi. Că deși eu am fost de câte 4-5 ori în anumite țări, lumea tot s-a uitat la mine. Păi da, pentru că ai mers cu altă optică. Altă optică, am încercat să prezint alte lucruri, am încercat să tot timpul am încercat să mă reinventez. Deci eu încerc la mine, asta e o chestie, nu pot spune că e așa, on a daily basis, dar odată la o lună, la două luni de zile, eu stau și mă gândesc și mă uit la contentul meu și zic... Aș vrea mai mult în direcția aia. Aș vrea mai mult ceva de genul ăsta. Acum, de exemplu, aici în România, eu sunt pe vibe-ul, vreau să rup pe România. Deci am chestia asta. Dar nu cu content neapărat super travel friendly, știi? Uh-huh. Măi, de exemplu, mă duc să văd cele mai nașpa zone din cartierul Chitila. Asta e planul de dimineață pe care adică l-am. De aici, de alături. Bine, da, din parte, dinspre aia. Podul Constanța încolo. Cât mai acolo e Podul Constanța. Acolo e Podul Constanța, așa. Da. După care am o întâlnire, mă duc cu un tip, nu. Peste 3 zile mergem să vedem toată aleea livezilor sau cum îi spune acolo în Ferentari. Aha. Ajung în partea aia pentru că vreau să fac și comparații. Am fost în favelele cele mai nașpa din lume, vreau să văd cum e România aici, înțelegi? Dar n-ai fost niciodată în Ferentari? Nu, niciodată. Chiar dacă m-am născut și crescut în București, n-am fost. Cât de tare asta, bucureștean, născut în București, crescut în București, n-a fost niciodată în Ferentari, dar a fost în Medellin. Niciodată. A fost în Rio, dar n-a fost la... Pe lângă treaba asta vreau să găsesc care sunt zonele foarte sărace din România. Am niște bani pe care vreau să-i donez, cum am făcut la școlile din Africa. Vreau să găsesc aici niște oameni super legit și vreau să ajut. Și vreau să fac chestia asta din două motive. Unul la mână pentru că eu am și un fond, de obicei când călătoresc și când fac diverse deal-uri, am un fond de 10% pe care îl pun deoparte și îl donez. Îmi place să fac chestia asta. Și doi la mână, vreau să fac chestia asta și pentru a vedea câți români care mă critică pe mine că dau bani străinilor, sar la chestia asta, că mie îmi zic, bune simțitule, te duci și dai bani la africanei acolo când la noi în România mor copiii de foame. Și acum o să spun, mă duc și dau bani din buzunarul meu, haide să vă țăriți. Pentru că foarte multe lume m-a criticat la banii pe care am dat în Brazilia și în Africa, deci critici oribile că nu sunt român, că nu-mi iubesc țara, că ar trebui să mă duc la școli din România. Și le explic, bă, nu sunt în România momentan. Da. Când o să fiu în România, o să fac treaba asta. Și acum
Ăsta este un alt scop pe care l-am aici în țară. Nu știu dacă neapărat vreau să mă focusez pe obiective turistice. Vreau să mă focusez și pe viața de noapte. Vreau să revin la clipuri care m-au consacrat, pentru că mulți dintre oamenii care se uită la Backpacker Life s-au uitat pentru clipurile cu viața de noapte. Mm-hmm. Alea rupeau. Pentru că Backpacker Life atunci nu era într-o relație. Și Backpacker Life atunci nu ține cont de nimic. Backpacker Life de acum și din ultimii 2 ani de zile ține cont de alte chestii. Și acum sunt într-un proces de distrugere a anumitor gândiri tâmpite pe care le am și de reconstrucție. Sau, da, de reconstrucție, presupun că se zice. Asta e. Reziliență, așa e, zice Cățu. Ok, sau reziliență, așa. Ăsta este scopul meu. Eu vreau să mă reinventez, cu siguranță că o să vină foarte mulți content creator din spate și sunt convins de treaba asta și văd că vin oameni cu energie foarte bună și încerc pe cât posibil să-i ajut astfel încât să nu fie intimidați de această nebuloasă pe care noi o numim YouTube. Mm-hmm. Pentru că în momentul în care tu vii cu energie aia, o iei de la zero și vrei să faci clipuri și muncești zile întregi la un clip și nu se uite nimeni, aia te sparge în două. Dar pe de altă parte, dacă vine Backpacker Life, mai ales pe chestia asta cu travel și te ajută să crești, tu crești, dar nu înțelegi pașii până acolo, înțelegi? Adică sunt foarte mulți oameni, eu am mai pățit o chestie, să zicem că în România sunt 10... Asta o să te afecteze mai încolo, știi? Când arzi etape, te afectează momentul în care ajungi undeva și nu știi cum să diluiești tot. Exact, dacă... eu am pățit cu foarte mulți oameni pe care i-am, să zicem, sunt 8 content creator în România, eu am ajutat 6 și n-am vrut să ajut 2. Și mi-am luat un jurături de la ăia 2 că bă, dar pe restul i-a ajutat, adică ca și cum ar fi fost în... atribuțiile mele să ajut pe toată lumea, știi? Și dintre cei pe care i-am ajutat, foarte mulți, peste 70%, au fost loviți de realitatea dură după ce s-a dus promovarea, după ce s-a dus boost-ul ăla de vizualizări. Că ei nu pot să ducă. Nu pot să ducă și e presiunea puternică. Am canale pe care le-am crescut de la 400 la 20.000 de abonați și au renunțat pentru că și-au luat hate și-au închis canalul. Eu făcând consilier și ajutându-i, v-am spunându-le, bă, vedeți că pe măsură ce crești, vine și hate-ul. Dacă nu ai hate, nu existi. Trebuie să-ți faci pielea foarte groasă. Prima critică de hate te va afecta. A o mie critică nu te va mai afecta. Vei devii cumva imun. Mai ales la hate-ul gratuit. Dacă e hate, dacă vine unul și spune faci clipuri nașpa înainte, erai mai tare că nu știu ce, și tu știi că așa e, ăla te doare. Dar unul că vine și spune, bă, prostule, păi tu te-ai vaccinat, eu mă dezabonez. Ăla nu te va afecta niciodată, știi? Clar, bine, depinde și de vârstă. Depinde și de vârstă, corect. Vârstă, background social, educație, este o grămadă de chestii aici. Tu altfel poți să reacționezi la toate lucrurile astea și e clar că poziția ta e una diferită și prin prisma experienței tale și prin prisma educației tale și prin prisma faptului că, uite, deși vorbeai despre faptul că tu ai fost un neadaptat și ai tot fugit de reguli și așa mai departe, eu cred că ești ambasadorul perfect al educației non-formale pe care ți-ai însușit-o cu vârf și îndesat și pe care ai dus-o la un nivel cât se poate de înalt, performând pe o bază extrem de solidă a cunoștințelor tale. Ceea ce ai făcut tu, mi se pare, nu că e de lăudat, ci e de scris în istoria erei digitale și a digitalizării României. Ești unul dintre oamenii care a creat conținut pentru prima dată, deși a fost foarte greu și deși vremurile respective nu erau deloc prietenoase, deși vorbim de câțiva ani, evoluția este una fantastică și a vremurilor și a timpurilor și implicit a noastră și a consumatorilor și așa mai departe. Repet, pentru mine, ceea ce s-a întâmplat în seara asta aici este o chestie foarte mișto din multe puncte de vedere. În primul și în primul rând am impresia că a venit la mine un vechi prieten. Pe de altă parte, îți mulțumesc pentru toate momentele pe care tu mi le-ai oferit prin clipurile pe care le-ai creat și prin conținutul pe care l-ai creat. Poate că sună așa ușor prea emoționant pentru finalul discuției astea, în schimb îți mulțumesc pentru faptul că prin obiectivul camerei tale mi-ai oferit șansa de a vedea lumea prin ochii tăi, un băiat foarte mișto
în care m-am regăsit și în care s-au regăsit jumătate de milion de români care au rămas cu tine de la început până la sfârșit și vor fi cu tine mult timp de acum încolo, arătându-ne cât de mare este lumea, cât de mici suntem noi și cât de mică este chiar și lumea însăși în nemărginerea unui univers ce nu se va termina niciodată. Îți mulțumesc mult de tot, Cătălin, pentru faptul că ai fost aici. În încheiere, vreau să îți ofer această sticlă de vin din partea prietenilor de la Alira. E un vin Alira Aliento, un rozé perfect pentru serile de vară. Peste tot pe unde ai fost tu, multe lucruri le-ai încercat, dar să știi că vinul românesc e acolo sus, tare, așa printre toate băuturile lor. De asta sper să te bucuri de el și să-l duci cât mai departe. Ce să mai spun? Mă bucur mult pentru ceea ce s-a întâmplat aici și mă bucur pentru prezența ta, pentru calitatea ta umană și pentru faptul că există oameni ca tine, iar pentru mine prezența ta aici e un vis împlinit. Îți mulțumesc! Mulțumesc și vreau să spun și o chestie în încheiere. Eu nu prea, foarte rar eu particip la podcast-uri, la locuri de genul ăsta, nu știu exact de ce, de multe ori sunt invitat și chestiile nu sunt așa cum, nu știu, nu rezonez. Eu vreau să-ți mulțumesc în primul rând pentru că m-ai pus în niște momente foarte dificile în care a trebuit să mă gândesc la răspunsurile pe care le dau și la lucrurile pe care m-ai întrebat, astfel încât să pot să mă ridic la nivelul cunoștințelor pe care le ai tu despre mine. Eu nu mă așteptam în viața mea să vin aici să văd un om care să știe despre mine atât de multe chestii. Și mă simt super, super, super ok, sunt mega fericit și vreau să-ți mulțumesc ție, vreau să le mulțumesc și lor pentru că ne-au suportat. Că, mă, 3 ore! Mamă, 3 ore, frate, și îi zâmbesc acolo în spate sărace, zic, amă, nu mai pleacă să faci și noi ce mai... Tu vezi că, știi că de obicei tot, nici mai mont alte podcasturi când noi filmam ăsta. Vezi că nu s-a mișcat o secundă, deși e treaz de la 6 dimineața. Vărul a venit special pentru asta. Măciu că nu l-am văzut o secundă să facă vreun semn. De obicei când se lungește discuția, îmi face așa. Hai mă, gata, da? N-am văzut odată să facă semnul ăsta, ceea ce mi se pare extraordinar de relevant pentru, și pentru discuție și pentru oamenii care, uitându-se la noi, cu siguranță au aflat niște lucruri și au simțit prietenia aia ta. Eu cred că tu, dincolo de omul ăla de pe YouTube, ești prietenul lor, Cătălin, Backpack Your Life. E foarte tare tot ceea ce faci și sper să inspiri cât mai multă lume să-și urmeze visul, să capete curaj și să umble prin lume, iar dacă nu prin lume, măcar prin propriile lor simțiri, așa cum tu ai umblat cât a fost lumea asta de mare. Prieteni, vă mulțumim foarte mult pentru că v-ați uitat la noi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați, să prindeți clopoțele, tot ce trebuie, surle, trâmbițe și astea. Dați în comentarii toate întrebările voastre, atât pentru mine cât și pentru Cătălin. Și până săptămâna viitoare, ce să vă spun, vă doresc toate cele bune. Ne apropiem de final. Mai avem câteva podcasturi, unul sau două, și mergem spre marele final. Așadar, vă mulțumim că sunteți cu noi aici, 20 de invitați, 20 de podcasturi până acum. Mergem înainte și înainte va fi tot mai bine. Doamne ajută!